deschisă ședința ordinară din data de 28 martie 2018. Prezența mai există aici. Deci, sunt prezenți. Da. Deci sunt prezenți toți consilierii. Și vă supun în deschiderea ședinței să aprobăm procesele verbale de la ședința extraordinară și ședința ordinară din februarie. Încă sunt trei. Nu, sunt două. 15 februarie ședința ordinară, 25 februarie ședința ordinară. Vă supun pentru aprobare și discuție dacă este cazul. În procesul verbal la ședința ordinară din 15 februarie 2018. Deci ieri sunt afișate pe site. Dacă cineva are de făcut specificații, comentarii, acolo. În procesul verbal și atunci, supun la vot procesul verbal al ședinței din 15 februarie 2018. Cine este pentru? Supun dezbaterii procesul verbal încheiat în 25 februarie 2018 la ședința extraordinară a Consiliului Local. Dacă sunt obiecțiuni? În discuții? Atunci supun aprobării. Cine este pentru? Deci nu m-aș vrea. În aceste condiții, deschidem ordinea de zi cu următoarele proiecte. Și dăm cuvântul domnului primar să prezinte ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind rectificarea hotărârii Consiliului Local numărul 112 din 20.12.2017 pentru aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa în comuna său în anul școlar 2018-2019, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației autovehiculului cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumul comunal 146 Asău, Apa Asău, Păltiniș și pe drumurile Sătești din comuna Asău, inițiator viceprimarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărie și înfrumusețare a Comunei Asău în anul 2018, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunei Asău și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. Stabilirea sancțiunilor, inițiator viceprimarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor Comitetului Local pentru situații de urgență din anul 2018, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Asău, județul Bacău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău a orașului Comănești, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Asău ca membru asociat în Asociația pentru Dezvoltarea Turismului
Montesa, inițiator domnul consilier local Nevo Veche, proiect de hotărâre privind, nu, rectific, raport privind starea economico-socială și de mediu a comunii Său pe anul 2017, raportor primarul și raport privind activitatea viceprimarului Budac Emilian în perioada de la alegeri până în prezent, până în 2020. Asta este o ultimă atunci avem aici două proiecte pentru suplimentare cu ordinea de zi. Două proiecte sunt. Pentru modificarea ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de cesiune, inițiator primar Constantin Rădulescu, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului reabilitarea monumentului și modernizarea parcului eroilor, inițiator consilier local Jules Bobeică. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi și suplimentarea ordinii de zi, cine este de? Și cred că am uitat la modificarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre. Erau doi proiecte de hotărâre. Cu modificarea comisiei, l-ați primit ieri mapă. Da, modificarea comisiei de evaluare și selecționarea finanțelor nerambursabile alocate de la bugetul local Comunea Său. Deci este în trei proiecte de hotărâre la modificarea ordinii de zi. Așa, n-ați mai deputat. Nu am mai deputat. Bun, atunci și acest proiect, tot de ce de ordinea sunt plină, dar ce nu este de acord? Așa. La capitolul 13, probleme diverse. Cum doriți să facem? Înscriem pe ordinea de zi problemele diverse la modul... Nu, sau la urmă, lăsăm, poate trecem mai apărut de lămurit. Deci, atunci o să facem și înscriere la ordinea de zi da. Și probleme diverse. Bun. În condițiile în care aceasta este ordinea de zi și ați aprobat ordinea de zi, dăm citire domnului primar să prezinte proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, motivat de articolele din actele normative în vigoare, domnul consilier Luca Ionel se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Său pe perioada de 3 luni, aprilie, mai, iunie. 2018. Prezenta va fi comunicată prefectul. Cine este de acord cu acest proiect de hotărâre? Deci, următorul proiect de hotărâre. Pe cine conduce ședința? Nu, cine conduce ședința? Dacă s-a ales președinte. Pentru cine doar de 3 luni. A, celălalt următor. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Său în 2018-2019. Se rectifică hotărârea Consiliului Local numărul 112 din 20-12-2017 și se aprobă rețeaua școlară ca va funcționa în anul școlar 2018-2019. Deci unitatea de învățământ cu personalitate juridică, școala gimnazială Său, din Comuna Său, structura arondată nivelului de învățământ și localitate. Școala gimnazială numărul 1 APA Său, Comuna Său, așa, cu învățământul preșcolar, primar și gimnazial, grădinița cu program normal, sat Păltiniș, în Asău, cu preșcolare. Explic că, de fapt, își drept dispare... Ce dispare? Școala de Agăștin. Agăștin. Da. Grădinița Agăștin. Dispare școala complet. Se va închide școala de la Agăștin. Era grădiniță până acum, așa cum a spus. Da, dar aveau doar grădiniță. Asta e, practic, modificarea. Am înțeles că doamna Murariu iese la pensie. Postul de la Agăștin se va
preluate când locul domnei sau de pe ori stabilește inspectoratul și raportul comisiilor de specialitate, da. Vă rog. Învățământul 5 pentru. Economia 5, 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 și de discuții. Discuții. Să nu trebuie mai mult robust ca să facă cu ce a fost pe aici. Salavarda, mă gândesc. Poate asta îți facă. O să nu mă rinăresc. Eu aș avea următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu clădirea și cu incinta? Și noi în continuare trebuie să o conservăm. Avem grijă de ea să avem copie. Nu era mai mod, de fapt, nu. Să ne cont de numărul de copii. Că n-am plătat retinul. Sigur. Bine, câteodată mai trebuie să intervenim și noi. Dar mai cu ce să intervenim la treaba? La școală în Londra nu s-au putut interveni, la stradă nu s-au putut interveni. Exact situația... Ca și unitate mai modernă, ziceam, mai în picioare, mai altfel, de la Păltiniș. Modernă, Păltiniș. Față din Păltiniș, mă gândesc. Poți aduci la partea. Poți să numai că da, nu poți să-i transfer. Doar grădinițe, doar pentru 10 copii, 15 copii. Da, atât. Mai are cineva ceva de spus? Dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Dispare școala. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor urbanești aferente personalului privat. La studiat în comisie, se aprobă drepturile bănești, aferente personalității, care solicită cheltuielile de plasare astfel. Pentru luna ianuarie 2018, 1886 de lei, pentru februarie 2177. Se aprobă cheltuieli de deplasare la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, sumă de 71 de lei. Cam atât. Subiect raportul comisiilor de specialitate. Învățământul 5 pentru. Economicul 5. Administrația 15. Deci toate comisiile. Da. Raportul de specialitate este. Deci, unanimitate. S-a provocat. Atunci, am spus la locul, nu? Da. Cine este pe? Reglementarea circulației. Autovehiculul urmă să poată să fie autorizat. Deci, inițiator este domnul viceprimar Emilian Mudar. Vă rog, reglementați proiectul. S-a discutat și ieri în toată, dar trebuie să stai să citești. Stați așa, ca să găsim o soluție. El e destul de lung. Păi asta. Deci a fost odată pus la transparență, numai asta 39. Acest proiect are următoarea... Are următorul traseu. A fost supus în dezbatere publică. Și există minută la dezbatere. Proces verbal încheiat în urma dezbaterii publice, doamna secretar, mai înainte l-a arătat. Nu am găsit clarificate în minuta de dezbatere niște puncte care să fie la modul concret. Pentru că aici sunt lei pe metru cub, sunt niște taxe care sunt... Deci nici propunerile nu sunt avansate, doar discuția de... În procesul verbal de ședință este consemnată. Deci situația totală este în recomandări, deci în urma dezbaterii publice, astea sunt recomandările care se prezintă Consiliul Local. Acum, dacă doriți să dăm în aceste condiții, dacă doriți să dăm citire procesului verbal de ședință, dar considerând că el a fost filmat, supus dezbatere, fel și chip, te vă cer părerea, cum considerați? Bun. În aceste condiții, deci, dacă a fost supus dezbaterii publice, s-a discutat în comisie.
S-a discutat în comisie iar o grămadă ieri. Atunci, o luăm de la un capăt și vă rog să prezentați raportul comisiilor de specialitate. Comisia Sport, Cultură, Sănătate, Economică. Aici, nu știu exact cum e unii raporturi. Nu. Comisia Economică. Dar noi deci, deci, deci la Comisia Economică s-a propus tot la... Da, este amendament aici. Așa? În urma discuziilor cu domnul Neuțu Căluș, cu domnul Țuțu, s-a ajuns la un consens. Am uitat să specific. De ce la comisii? Reprezentanții... Au venit și reprezentanții transportatorilor, că nu-i persoană fizică. Da, da, da. Deci au asistat la discuții. Deci da. Iar au fost propuneri da. În discuții, nu? Așa. Atunci... Deci în minuta aia ei au venit cu o variantă pe care acum aproape că nu mai doresc. Au venit să încaseze în baza APV-urilor, așa, care trebuie spus la dispoziție de direcția silvică, care n-are niciun interes ei să le pună la dispoziție. Întrucât noi am cerut odată o situație, da, cu volumul de masă lemnoasă exploatat și transportat de către direcția silvică pe drumul comunal DC-146. Și ei ne trimis răspuns. Întrucât ei nu dețin autocamioane de transport, refuză să ne pună la dispoziție chestia asta. Ne-ar pune o... Pe cealaltă, da, deci e exclusă. Da, deci... Trebuie să variantă. S-a propus ieri în comisie... Numai o secundă, dacă îmi permite. Care este rezultatul votului în comisie cu amendament? Păi, că ce spuneți dumneavoastră da. Să, din dezbaterea ședinței, din raport. 5, cât? 3 din 5. Deci 3 din 5. La economic. Pe ce? La economic. Ce amendament? Și pe amendamentele de explicați da. Da, deci 3.000 de lei per camion, per an. Stați așa să și notăm. Deci aveți Comisia Economică. 3.000. Da, 3.000 de lei. Ne-am scris per camion, per nou. Deci amendamentul. Așa. Nu, că acolo doar încărtine în telefon. Sunt 6 lei. Și ocazional, deci transport ocazional, 5 lei de metru cub sau 5 lei de tonă. La ce înseamnă transport ocazional? Ce înseamnă transport ocazional? O dată pe lună, o dată la 30 lei. Vă rog frumos, vă scrieți. De material sau la tonă de material? Vă rog frumos. Vă înscrieți la cuvânt, aveți răbdare, eu iau raportul comisia. 5 lei de metru cub, am spus, 5 lei de în baza avizului din soție sumal, așa, sau 5 lei per tonă în baza avizului din soție mărți. Articolul 2, doamnă. Uite, de asta am fost împotrivit, vorbați 4 lei de metru cub și 3 de lei de an. Domnul Tutu, un moment, stați așa să vedem raportul comisiei. Vă rog frumos. Dați la aici și da? Articolul, ca să trebuie și articolul. Deci unde este? Articolul 2. Articolul 2. Deci amendament la articolul 2. Da. Articolul 2. Deci la Comisia Economică 3.000. 3.000 de lei. 3.000. Pe an, per camion. Per camion, da. 5 lei per metru cub pentru material lemnos. Conform avizului din soție. Sumal. Sau și 5 lei per tonă, aviz expediție, alte mijloace de transport, piatră și așa mai departe. Pe aviz de expediție, materiale de construcție. Să-l definesc așa. Că altfel nu știu cum să scriu acum. Până când la supunem... ce pășești un anumit tonaj, la mașină de un anumit tonaj? Este 7,5 tonă. Da, este clar. Deci, scrie aici taxă de utilizare pentru așa. Taxă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tonă. Deci în cazul ăsta, așa discutăm. 7,5 tonă garanții pe acest drum. Cum? Construcțiul ăla garanții de 7,5 tonă. Absolut. Drumurile din comuna noastră sunt drumul comunal, mă refer la drumul comunal, e construit pentru 7,5 tonă. Domnul Budac, deci ăsta este amendament, deci sunt trei modificări, trei amendamente la Comisia Economică. Da.
Bun. Ați notat, doamna secretară, da? Bun. Acum, avizul la Comisia 2. Administrație. Deci la administrație s-a propus cu 3 voturi pentru și 2 împotrivă. Așa. Cu câte amendamente? Aceleași amendamente ca și la Comisia, dar cu deosebire că noi am propus 3.000 de lei per an, per autovehicul, camion, și 4 lei pe metru cub, sau 4 lei pe tonă, ocazional. Așa, un sumar, și 4 lei pe tonă, de aviz de expediție material de construcție. Ocazional. Deci cu 3 voturi pentru și 2 împotrivă. Deci 3 voturi, 2 împotrivă. Bun. Deci, avizul la Comisia 3. Avizul la Comisia 3, am dorit cu amendamentul 3.000 de lei per camion. 3.000 per camion. Per an. Și 4 lei pe metru cub. Sau tonă. Sau tonă. 4 lei pe metru cub. Da. Și 4 lei pe tonă. Da. 4 lei pe tonă. Cum și? Sau. Deci, voi. Voturi? 3 contra 2. Bun. Având și avizele comisiilor, cu amendamentele care sunt propuse aici, supun discuției proiectul. În aceste condiții. Cum doriți, o luăm pe articole. Cum doriți. Da, aici e important. O dat două variante. Ce să vă luăm pe articole? Stați un pic, că sunt modificări de substanță. Deci, legat de interiorul proiectului. Nu, o secundă. Au mai fost discuții. Spuneți, ce aveți de spus, că n-ați terminat. Ieri, ca și reprezentanța ai transportatorilor, s-au legat și de A, B, C, D, în interior. Deci de alte articole. De alte articole, sigur. Bun. Doamna secretară, vă rog. Proiectul de hotărâre a fost pus la transparență. Din ceea ce s-a propus în cadrul dezbaterii publice, inițiatorul putea să preia anumite pasaje și să-și modifice proiectul de hotărâre. În afară de un articol care, după dezbatere, a fost modificat, nu așa am înțeles. La mod, l-am scos de tot. Așa. N-ați făcut nicio modificare în proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a intrat cu 6 lei pe metru cub. Da. Da? După comisie, se vine cu două variante. Trei variante. Varianta aceasta, 3.000 de lei per camion per an, trebuie văzut din... În prima fază a fost 3.6 lei. 3.000 de lei per camion pe an. 3 variante. 3.000 de lei ori 5 lei. Trebuie văzută din punct de vedere al aplicabilității. 3 variante. Pentru că hotărârea având 3.000 de lei... Ușor, ca să ne reiți. Asta termină, doamnă. 3.000 de lei de camion per an, dacă hotărârea va suna așa, aceasta înseamnă că impozitele și taxele vor trebui să impună din oficiu 3.000 de lei camion pe an. Deci de unde se știe de impozitele și taxele care transportă materialele noastre și care nu transportă? Asta care o să și cum face deosebirea la impozite? Deci care o să dea autorizații. Asta o la taxe speciale. Taxe speciale, domnule. Da, și abonament. Dacă hotărârea va fi în forma aceasta, nu va trebui impusă din oficiu? Nu. Și cum adică? Cum face diferențierea cine transportă și cum transportă? Păi da, aici a fost autorizația. O autorizație de transport. Hotărârea va avea modificări și în ceea ce privește. Aveți răbdare că ajungem acolo. Ajungem acolo pentru că la suma fixă se dă autorizație. Ești ampilat pe camion. Asta înseamnă că hotărârea va avea modificări mult mai mari decât aceste articole. Dacă... Deci, domnilor consilieri, nu cred că este cazul să depășim 3 sferturi de modificări ca să fim obligați să respingem hotărârea. Deci, bănuiesc că sunt la primul articol... Ar fi două modificări. Deci, la primul articol... Nu, la articolul 2. Spune așa. Care exploatează așa masele noastre... La 3. Vor datora o taxă de drum pe baza avizului de însoțire, așa, la metru cub, transportat în cuantum de
Și aliniatul 2, transportatorul altor materiale prevăzut vor fi taxați cu suma de 6 lei pe tonă, conform avizului de însoțirea mea. Mai trebuie să mai intri în condițiile astea un aliniatul 3, doamna secretară. Nu, ăsta cade 6 lei pe metru. Păi stați un pic, ăla se modifică. Se modifică, da. Care se modifică. Și mai vine un aliniatul 3, care să-l formulăm într-un fel. Eu dau o formă, dumneavoastră îl conturăm după aia. Deci, se percepe o taxă de 3.000 de lei pe an pe camion care avea, care va fi emis autorizație. Asta pentru ce e interesant? Pentru ce? Care vor să-și ia. Nu. Deci, se percepe. Când o suma asta va fi deci, în baza căreia va avea o autorizație de transport. Nu, deci agenții economici din comună au mai multe variante. Au varianta să scoate pe an autorizație de transport cu 3.000 de lei, care i-ar avantaja enorm, că dacă ei plătesc 4 lei de metru, cu prescut impozitorul, numai o secundă, vă rog, haideți să formulăm articolul. Deci, autorizație de transport materiale, să o denumim, ca să nu sună altfel, că materiale, materiale, că transport, din momentul ăsta, că transport lemn, piatră, ce dorești, deci plătești 3.000 de lei pe an. Toate sunt materiale. Da. Dar materiale. Dincolo avem pe metru cub de lemn și alte materiale. Materiale. Aici e corect formulat amendamentul ca să știm ce supunem la vot? Nu. Ce spuneți? Deci, pentru 3.000 de lei pe an per camion, se solicită autorizație de transport materiale. Se eliberează. Da. Deci, la început, când dorește transportatorul? Așa, general, înainte, nu dădea autorizații, tot autorizații în direct. Da, dar acum ai la aviz de expediții cele două alte, celelalte două aliniere. Sigur, dar trebuie și taxa înainte. E autorizații care... Sigur. Și aici o să formulăm... Deci autorizația de transport materiale obligatoriu va fi afișată la vedere, să nu zic în geam la autovehicul. Va fi pusă la dispoziție. La dispoziția... Să fie controlat. De controlat sau poliția. Dar iar, în primul rând, trebuie să fie la vedere autorizația. Formulăm după aia, dacă e nevoie. Ascultatul interesat spune aici la vedere de autorizație de transport materiale. Perfect. Așa. Pentru suma. Care va fi afișată la vedere. Și prezentată organelor de control. Că la fel o să le prezinte și celelalte. Și-a zis, nu o treabă după mine, care are exploatare numai 3 luni. Admit în cazul că a luat unul în parchierul ars și a plecat. Cum plătești? Păi toate autorii... Tot. Plătești un metru cub la metru și faci cam. Nu, nu, pe metru cub sau... Cum vrea, mă! Sau de 3.000 de lei. Nu, mă, dar acolo spune pe an. E obligatoriu. Da, mă, să-i convine. Primar, să-i convine la, decât să plătească pe metru cu... Adică nu mai convine să scoate autorizația. Dacă este un transportator pe manea. Nu plătesc 750 de lei dacă vrea să trebuie. Nu mai am, lasă-mă bre, pace. Ce mai vreau? Dacă el lucrează 4 luni, admit din cazul, unul vine pe acolo și face parchet. Ia pe un an sau ia pe 4 luni? Îl face pe an, face pe primar. Ori vrea să ia pe an. Care nu, nu, pe an, dar raportat la 4 luni sau nu și total. Pe an, total, 3.000 lei. Păi domnilor, haideți să ne înțelegem. Lucrul este simplu. Dacă lucrează 3 luni în Valea Aseului pentru drumul ăsta, el poate să-și ia autorizația pe an. Nu contează. El știe cât lucrează. Are 3 variante în care spune așa, iau pe metru cub, că mă avantajează, sau iau pe un an, că mă avantajează, deci aliniatele sunt... Domnul președinte, autorizația o să sune, deci valabilă pe anul 2018, de exemplu, nu valabilă de la 1 ianuarie 2018 până la 38. Ia doar pe 2018 și pe asta valabilă. Nu, o trebuia să fie calendarist. Nu, dar n-ai cum să... Dar n-ai cum să... Dar n-ai cum să...
Dar poate că nu fie la urmă. El poate vine să scoate și proiectul. Dacă e anual, atunci trebuie să-l iei. Autorizația să scoate la început. E taxă specială care se votează anual, deci n-are cum să facă referire. Nici pe 2020 fie anual. Păi nu și mai scoate nimeni care vine în septembrie. Anul 2018, atâta tot. Atât, anul 2019. Poate în 2019 nu va mai fi tax. Să-și exploatezi, la revedere. Exact. Anul 2019, atâta tot. În noiembrie vrea să vină și să știa pe anul. Treaba lui. Sau în condițiile astea putem să le definim. Deci autorizație de transport material lemnos pentru 3.000 de lei per camion, fără să specifici. Poți să o ia în noiembrie. El dacă își face să specifici, am 100 de lei. Anul trebuie să-l precizez. Păi anul 2018. Păi da, da, în anul. Deci pentru an. În an. Da. Dar spune-mi așa, pe an. Pe anul 2018, pentru că în 2019 poate Consiliul Local nu va mai vota taxa. O să mai scriu un amendament, taxa se va reevalua anual. Gata, nu mai... Propunerea mea e să rămână pe an, poate fi valabil și la anul, să doresc niște modificări, să pot face. La anul să o luăm iar de la început. Taxa se va reevalua, valoarea taxei se va reevalua anual. Și gata. Dar fiind o taxă specială prevăzută în regimul taxelor și impozitelor, când stabilim impozitele și taxele pentru anul 2019, implicit discutăm de taxa specială de transport. Da, care e problema? E vreun impediment? Avem un exemplu... Ce devinim? De ce am ei? Nu o să-și mai atinat. Ești deranjat dacă iau anul așa rămâne așa. Este bărbatul, bă, dacă nu mă modifici. Iar începem de scandalul ăsta și iau anul. Așa e. Să duce. Să înțelege că dacă și-o ia în august anul ăsta, e valabilă până la anul august. Nu, de asta trebuie specificat pentru 2018. Pentru anul în curs. 2019, pentru 2019. Mai bine, pentru anul în curs. Așa, deci astea au fost cele de amintire. În aceste condiții. Haideți să facem așa. Prezentați dumneavoastră care articole au mai fost scoase sau care s-au modificat. Cu circulația pe timp de noapte, atât a fost scos. Stați un pic, documentele care sunt pe masă nu au scos așa ceva din ele. Ăla vezi scos? Da, ăla vezi. Păi uite, din ăsta, ăsta este prezent în ședință acum, domnul Budac. Ăsta care este dosat. Nu, dar stați un pic. Care articol? Articolul 5. A fost eliminat. Pentru protejarea cetățenilor Comunei Aseu, a turiștilor cazați în diferite structuri de cazare, existente sau care urmează a fi omologate de viitor, precum și a bienului înconjurător, se interzice circulația pe timp de noapte a vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone în intervalul orar 22 și 6 dimineața pe drumul comunal de 546 Aseu-Apa-Aseu-Păltiniș, pe porțiune de drum ce străbat Sandrei Aseu-Păltiniș. Deci asta a fost scos. Deci în urma dezbaterii... Inițiatorul avea drept. Inițiatorul avea drept să-și modifice proiectul de hotărâre în urma dezbaterii publice. Cred că e foarte clar. Acum, mai există un articol care l-ați modificat, domnule inițiator? Nu. Vă susțineți articolele așa, ca să știu ce sunt bună vor? Automat cu articolul 5 se cade 6. Domnule, ești sigur? Stați. Stați un pic. Am văzut. Deci dumneavoastră... Și asta, păi dar automat... Deci dumneavoastră nu l-ați scos pe ăsta. Păi nu, trebuie scos... Trebuie de dat din nou, fără articolul 5. Nu articolul 5, articolul 8. Articolul 8, ultima linie. Ultima linie. Deci, ăsta. Deci, ăsta. Nimic. Asta e proiect, îl modificăm până îl facem ca nu. Să rămână un paragraf. Dați bani. În aceste condiții, mai sunt propuneri din partea comisiilor de modificare, articole, ceva, dacă nu supun discuții. Deci, în acest moment, am clarificat și avem supun discuții tot proiectul, fiecare ce dorește. Deci, în comisie v-a susținut, dacă mai aveți, dacă nu supun la vot pe amendament. Da, vreau să spun câteva mărți. Da, dezbaterea publică, mi s-a făcut o apologie a
viceprimarului, nu o dau numii, că de multe ori spunea că, dar nu o dau numii, nu o dau numii. Da, vreau să spun că taxa asta nu am inițiat, proiectul ăsta de hotărâri, nu l-am inițiat pentru mine personal sau pentru un grup de persoane. Nu, l-am inițiat pentru cetățenii comunei Său. Oriunde în lumea asta, cine strică trebuie să plătească. Deci, știți cât de greu s-a construit acești 15 km de asfalt, de când ne chinuim de la Revoluție, așa? Deja de la centrul Său până la școala Vartea, e praf, e terminat. Ăsta la altul o să aibă aceeași soartă în cel mai scurt timp, că se circulă în loc de 7,5 tone cu 60 de tone camion plus încărcătură, așa se pun 40-40 de metri cub de lemn pe un camion, care mai are el 20 de tone și cu aproape 40 de tone, deci depășește 60 de tone. Deci, la un moment dat vreau să-l retrag, după aia chiar mă gândeam să facem un referendum, să vedem câți din cetățeni, că eu am ieri mesaje pe telefon și îmi spune, domnul Vici, nu-i normal, nu-i normal să ni se strece drumul, nu-i normal să circule cu tafurile pe drum, cu lanțuri. Și ieri am trimis poliția locală că circula tafurile pe mesaje trimise de la cetățeni. Nu e adevărat, nu fac dezbinare, am adus duhoarea morți în primărie, nu, stimați cetățeni, nu. O fac pentru cetățenii comunii pe care îi reprezint, nu, care duhoarea morți în primărie, că nu mă ură și dezbinare. Nu, mă adresez cetățenilor, fiindcă e camera de filmat, da, pentru toți cetățenii din comună. Așa, ca să înțeleagă că eu asta nu fac în nume personal, în numele unui grup de consilieri, în numele la cineva sau am ceva cu un agent economic sau cu așa. Nu mai spun că toți îmi trimit mesaje și îmi spun la discuții că toată ziua stau. Cum, domne, n-au agenții economici? Nu-i treaba mea, asta subliniez, nu-i treaba mea. N-au de unii plătit 5 lei care ei se ridică la licitații de la 1,5 milioane, la 3 milioane, își schimbă jeepurile în fiecare an, își fac și nouă, unii distruge comuna și noi rămânim câțiva pensionari sau câțiva care mai sunt cu drumul distrus. Nu-i problema mea, dar vă spun ce zice cetățenii. Asta e, deci astea sunt discuțiile. Și cât... Domnul Țuțu, despre asta e vorba. Deci dumneavoastră știți și poate vreți să vă spună ce vă place la ureche și nu ascultați și vocea la ceilalți. Ei, eu ascult vocea la toată lumea când ni s-au spus de la strajă. Domnule, ce faceți la strajă? Ce ați făcut? La ciobănuș ce ați făcut? În lunca Său ce ați făcut? Tot pagați la portare ce e de pe al Său, drumuri, ce s-au făcut? Dar n-au, domnule, au microbus din sfert în sfert de oră. Și hai să nu plângem. Nu. Deci, pentru că, până la urmă, dacă îmi dai voie, eu vreau să mă bucur că se încheie acest proiect de hotărâre, pentru că știți că au fost atâtea discuții, de când e lumea, cine dorește să obțină, vrea mai mult și cine să dea, vrea mai puțin, mă bucur că s-a găsit calea din mijloc, pentru că și patronii și cei care muncesc acolo sunt cetățenii comunii noastre și trebuie în așa fel încât să nu zicem de unii sau de alții, că e adevărat, lumea sună, lumea face. Dar drumurile astea nu le-au făcut nici la domnul Budac în ogradă, absolut, nici la mine, absolut, nici la altul. Da. Să circulă pe ele, unii circulă cu mașini mari, probleme sunt și vor fi, că cei care circulă cu mașini mici, parte din ei până și o mașină strânge și strânge. Dacă noi nu puneam taxa asta, așa, urma să se repare drumul din bugetul care nu-l avem. Local. Care îl suportă toți cetățenii comuni. Da. Și ăla de la Ciobanuș. Deci asta se repare drumul, da, care îl strică. Important, e camioane de tonaj. Cu cine vinovată? Domnule, dar avem 5 miliarde acum care ne-au rămas la complex, mai putem face? Da. Și mai vin. Da. Mai vin. Dar nu-i mai primiți, am înțeles. Asta nu-i primiți pe adunctitii Răzărescu. Cineva mai dorește să ia cuvântul? Stătim de foc. Vă propun un articol care ieri am constatat în comisii, ascultând domnul Chiriluș, că nu suna corect. Deci aici, la articolul 7, suna așa. Dreptul de control privind respectarea prevederilor prezente hotărâri de către contribuabilii care dețin mijloace de transport marfă și care circulă pe drumul energetic și așa. Deci dreptul de control privind de așa. Îl au primarul, viceprimarul sau personalul din aparatul de specialitate împuternicit biroul poliției locale. Nu este corect. Propun așa. Deci dreptul de control privind respectarea prevederilor prezente în hotărâri, îl are biroul de poliție locală prin polițiștii locali încadrați. Dar nu, domnul Băbii. Păi da, dar el n-ar să oprească niciodată. Aici scrie dreptul de control privind respectarea, nu controlul mașinilor.
dreptul de control privind respectarea prezentei hotărâri. De către cine? De către cine? Unii corporație locală, că scrie la urmă că să conducerea la, la articolul 10 spune așa, conducerea la îndeplinire se desemnează primarul comunei a său prin biroul poliției locale. Imposibilitatea aducerii la îndeplinirea prezentei hotărâri de către birou se va contracta în cazul în care se va contracta o firmă. Prezenta va fi dusă la cunoștință opiniei publice persoanelor interesate. Prin grija secretarului, prezenta hotărârii va fi adusă și comunicată instituției prefectului. Nu, aici s-a înțeles că îți iasă primarul sau viceprimarul, iasă în drum sau prea să mă opresc. Nu, doamne, nu. Dreptul privind inspectat. Nu, nu, aici cu ducerea la îndeplinire este primarul, viceprimarul și biroul poliției locale. Prin birou. Prin. Dreptul de control în stradă, la articolul 7, la de poliția locală. Absolut. Pe nu, cu respectarea prezentei hotărâri se ocupă primarul sau personal. Înțelegeți? Deci prevederile din articolul ăsta, cu taxa de lei, de camion, de asta, controlează la drum poliția locală care încasează și taxa. Sau în cazul în care vine să ia autorizația, trebuie stipulat tot aici la articolul ăsta, că autorizația de transport se eliberează unde doriți în primărie, doamna secretară. La biroul impozitului și normal, dar nu la poliția locală. Trebuie să plătească la biroul de impozite și taxe. Dacă este taxă specială, la biroul de impozite și taxe. Acolo se plătesc taxe, nu? Taxa este... fata de la taxe și autorizația îi face tot fata de la taxe. Treaba este cine încasează. Polițistul local vine cu legea și spune că nu are dreptul să umbli cu bani. Acum nu mai avem, dacă încasează taxe. La primărie... Domnilor consilier, treaba sună așa. Deci poliția locală are dreptul să controleze în stradă. Dacă are autorizația, avizul de expediție și sumar. Autorizația, care scrie pe autorizație de transport material. Subsemnatul cu autocamion numărul, semnează acolo cine emite autorizația. Poliția locală emite și se plătește la impozitare. Nu știu câte ani de la urmă. Pentru că autorizația trebuie aprobată de primar. De asta trebuie stipulat la articolul 7. Hai să-l formulăm. Dar o semnează... numai într-un coleg. Eu nu cred că aceste chestiuni tehnice... care se rezolvă în primărie. Clar că se plătește taxa la taxe și impoziție și poliția locală eliberează aviz. Și mai trebuie trecut în primărie. De aparatul de specialitate o să regleze la un contract. Aparatul de specialitate o să hotărască efectiv care este modalitatea. Da, noi trebuie stabilim taxa de aici. Noi am stabilit taxa, să rămână pași, punerea în aplicare la revedere. Stipulăm articolul la hotărâri și aparatul de specialitate execută exact cum scrie la articol. Da. Nu face aparatul de specialitate, da, cum face de divin. Da, mai stai aia. Deci, doamna, haideți să formulăm articolul și autorizația de transport se eliberează. Se emite de către biroul poliției locală? Nu. În bază închitanță pe unii de atate și impozite. Nu, cu asta se duce și plătește. Dar să știe mersul. Tu n-ai voie să umbli cu bani aici și acolo ai voie? La birou? Să duce și plătește. Nu, dacă nu am papiere, domnule mare, l-am obiectat. Acum vreți să descriem toți pașii cu cerere făcut. Scrieți, vă rog frumos, trebuie întâi făcut o cerere adresată cui? Stai, bă, hai să o luăm de acum. Deci, astea se eliberează la birou tehnic. Acolo se eliberează autorizația. Haideți, domnule, dar nu ați hotărât noi asta. Auzi, domnule, eu vă spun o chestie. Îi trebuie o diplomă din merit. Vină cu chitanța că ai plătit 30 de milioane și îi prezentat-o omului. Faci copii de la bordul. Dar nu este. Dacă nu este o săptămână. Și naiba trebuie să faci. Ziceți, domnule. Cu chitanța cu achitat suma, îi dovadă cu achitat. Domnule. Ai treabă, îi facem o diplomă? Nu, da, domnule, da. Nu e adevărat ce spuneți, că nu este corect. În momentul în care șoferul a luat autorizația de transport, a pus-o în geam, eu scoate poliției locale și o plecat mai departe, nu-i treaba lui.
În cadrul primăriei se eliberează autorizația de transport, de, cum a spus doamna, de la compartimentul tehnic, cu ea se duce la taxe și impozite și ia bani, nu mai are treabă șoferul cu banii. Bun, domnule, dar noi hotărâm, ne punem aici taxe, cât se taxează, trebuie lămurit. Băi, răzbanul, să lămurim și asta. Haideți să scriem atunci fiecare pas. Prin pasul 1, trebuie făcută de o cerere de autorizare de către numitul tare, reprezentantul legal al firmei, nu de șofer, luați. Hai să punem toți pașii de acum. Domnul Răzvan, s-a lămurit. Stabilim taxa, s-a lămurit și că de acum stăm pe fiecare parte și spunem fiecare ce trebuie să facă de la birouri. Asta eu să pun în aplicare hotărârea care este. Taxa trebuie plătită. Noi asta hotărâm în Consiliu. Taxa trebuie plătită. Nu unde se duce și de unde și-o ridică și unde și-o ia. Nu cred că e treaba Consiliului Local de unde și ia autorizația. Nu? Nu. Nu. Treaba Consiliului Local în speție este să recupereze niște bani, să ia niște bani pentru drum. Nu mă interesează unde se eliberează taxele, pentru că eu respectiv. Dacă sunt plecați, adică șoferul ăla stă și așteaptă frumoșel, dacă vine și coboară să plătească taxa, șoferul ăla stă și așteaptă 2-3 ore, dacă cel care este în măsură să elibereze taxa respectivă, nu cum a zis, lasă-mă un pic, cum a zis Marian, are chitanța. Dacă persoana care eliberează autorizația 2-3 zile nu este, asta înseamnă că omul respectiv și-a lăsat mașina în drum acolo și gata, în baza chitanței a plecat, îi se eliberează autorizația în termen de o săptămână. Să nu ne apară. Care-i problema? Asta chiar de acum sunt probleme de care trebuie să ne legăm când merge cu ea, să o pună la vedere. Nu te interesează că o pune la vedere sau nu, nu la vedere. Nu, asta este interesant. Ne-a lăbărit și gata. Hai. Da, nu mai terminăm asta. Păi, na, nu vă supărați. La transportul public local nu-i nevoie nici de autorizație, nici de pus pe stâlp traseul. Știți cum să fac asta, domnul Răzvan? Sau uitați-mă cu vorba așa. Domnul Neloae, cu totuși cu totul altceva acum. Vreți să punem pe stâlp unde sunt stații pentru mașinile care transportă lemn? Păi nu vedeți că articolul este, nu este gândit, are drept de control sau... Cum adică? Asupra punerii în aplicare. Domnule, lăsați în pace, dacă nu știți, stați unii și mai multe. Hai să luăm unii care știe. Trece acolo cine știe. Hai să... Doamna secretară ați formulat ca să s-o pun la vot articolul, că altfel nu s-o pun la vot, pentru că nu-i clar. I-ați dat o formă? Cum? Dreptul de control pe mine respectarea prevederilor prezente e hotărârea, are biroul poliției locală asupra prin polițiști locali în cadarăți. Așa. Și emiterea autorizației, îndeplinirea prezentei hotărârii. Scrie, doamnă, emiterea autorizației se eliberează de la birou tehnic. Transport se emite de către... Așa. Birou tehnic. De către se emite autorizația. E primarul emit. Scrie acolo, emite aviz autorizației. De aprobă primarul. 10 legea administrației publice. Vrei, n-ai vrea să spunem primarul. Primarul de aprobă. De către comună, sau prin compartimentul tehnic. Așa. Deci e clar, de acolo se duce omul, citește asta, se duce de acolo și ea. Și în baza la aia plătește și își face treaba. Normal era poliția locală să o facă, ca să aibă și evidența lor. El o umblă cu ea în traistă, care își face autorizație, care așa trebuie să ducă la Cristi Lască, să ia autorizație. Și noi, avem Zuțu. Păi, dar asta o organizăm noi toți, că de asta e aparatul primarului, ca să o organizeze tăsat. Dați un pic. Asta e ca să o organizeze viceprimarul, ce tu atât. La care autorizație e scoasă, poți să vă vorbim? Păi, deja are evidența lor în traistă. Deci, doamne, secretarul a spus așa, că autorizațiile se eliberează de biroul tehnic. Da. Doriți ca autorizațiile se elibereze de către biroul poliției locale, aprobate de primar? Așa trebuie. Așa doriți? Scrieți, doamnă, de poliție locală. Și așa o să punem la poliție. Se duce evidența de la taxe. Acolo se duce la poliție. Are și el evidența cine are, cine nu are. Poate să-l treacă și pe telefon. Ce e o problemă? Telefonul e fac și poze să ia amprentele. Băi, și numărul la mașină, tot. Deci, îi scrie cu șansa de părere. Om bun. Dar, la urmă, ei și ei mai implicați în activitatea asta. Nu din casa. În momentul ăsta, mai sunt în acest problem. Un proiect. Problema? În casarea casă o persoană asta. Ce-i cu ea? Aici, în fiecare zi care vin, vin un om și îmi face o cursă. Că am pus problema asta. Asta e prin dispoziție primarului, nu am intrebat. Dar n-am... Auzi, când ai făcut proiect, de ce te-ai gândit?
Păi nu ne-am... Dar de ce ședință de... Este pus în proiect. Da. Doamne, dar de ce ședință... Doamne, dar la semn, la semn și au la semn și primar acum control. Dacă nu facem un control fix, nu înțeleg să vă dare să fac. În speed drop, nu are să facă la două schimburi. Dar n-ai să faci. Bă, faci la două schimburi. Da, și îl găsești om, domne, ai plătit, prin dispoziție de primar, îi dai voie să-i taxezi, ai un regim special chitanțier și ia 20 de lei. Stă omul, dacă vine la 5, închis la primărie. Coboară la 8 din pădure, închis la primărie. Și după aia ce vrei, să-i pui amendă? Dar pe asta, nu, amendă-i, spre văzut aici. Dacă mașina are 7 tone jumate și are 500 de kg. Da, ce cu dacă are 7 tone jumate și are 500 de kg, ei dă-i nejumate. Aici, la 8, spus. Le-am început de ceva de nevătiri numai la 8 ori. De ce să te rog, de 99? La 500 de 1000 pentru neprezentarea vizului din soția, ar fi în vederea stabilirii. Sunt 29 la cor. La punctul de corectare, pentru că vă arătați așa. Amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare autovehicul care circulă. Și el dacă are 40 de metri cubi înmulțit cu... Fără plata taxei de drum. Cât vede? 1.600.000. Da. 60 de lei. Mai degrabă plătește decât. Păi dacă un pic îți plătească. Da, dar se aplică jumătate din minimum 40 de lei. Nu. Păi nu, dar trebuie specificat. Păi ai specificat? De ce îți specificat? Ai specificat că se plătește la jumătate? Nu, dar legea... Legea contravențiilor, de aia trebuie văzut. Asta vă referiți la amenzi, da? Da. Ei, poate nu dăm amenzi, că suntem oameni buni și îți faci treaba corect. Da. Îl dirijează de domnul polițist, domnule, n-ai, de asta trebuie dispoziție. Nu vreau să-ți zicez meseria, știi, dar... O să aibă de-a face tot cu conducătorii auto. Și noi suntem oameni buni. La ce capitol? La certificatul și documentul de identitate. Eu, dacă dăm avizul, nu știu care eu. Și copii documentul. Ce să trec? Sumele obținute din colectarea ta, la articolul 3. Pentru că se consideră venirea bugetul local comunei să fie evidențiat într-un cont distinct și se pot folosi în exclusivitate pentru plata lucrărilor de întreținere și reparația drumului comunal de 146 a său apa a său părtiniș, a zonelor de protecție și a drumurilor vecinale raportate la acesta, a sistemelor de colectare a autoviare, zidurilor de protecție, podurilor, podeților, modernizarea și întreținerea punctului de control, dotat cu barieră, amplasarea kilometrului 2, precum și pentru finanțarea sau cofinanțarea continuării lucrărilor de modernizare începute. Deci asta e un... Deci articolul 3 este un articol amalgamat. Sumele obținute se folosesc la... Și veniți aici și spuneți așa. Modernizarea și întreținerea punctului de control dotat cu barieră. Eu vă propun să se formuleze articol cu aliniat. Punctul de control este format din unde se aplică și doar aici. Am zis că tăiem barieră. Dacă zici că nu mai... Vinde și modulul și face, cum am zis, au camere, ai inspectorul păturii, ai orice, îl găsești pe traseu, la deal, la vale, cumva. Dar treaba e că să fie cineva să dreptul să discutați, să puneți problemele. Da. Mă puneți să le pun eu. Ieri s-au pus problema, doamne, că să nu mai punem modul, să nu mai punem barieră. Ai două camere și știi că a plecat, îl vezi pe camere de undeva, ai timp să te mobilizezi de undeva, vii și îl aștepți pe oșa zării. Sunt camere. Deci s-o rezolva și asta. Tăiem bariera și doar. Ai camere acolo, am ajutat și ai la biserică. Da. Ok, deci tu oricum le vezi, băi, vine un camion. Alea nu-s camere. Dar numai că trebuie să asigurați un alt fel de program după masă. Că mașinile toate coboară seara. După ora 18. Dacă vrem să avem eficiență, să facem bani. Trebuie, după mine, popularizat numai ca lume. Sunt eu două table, una la cimitir și una la... E, o să fie, dar vine. Păi nu, dar asta e baza până la cealaltă, să-i sară în ochi acolo și când vine la bani, ca să, băi, n-ai văzut. Păi nu am văzut, cum ai văzut? Deci sunt două lucruri aici. Rămâne punct control, dotat cu tot ce trebuie, camere, sau eliminăm de aici. Și rămâne? Cum vă convine, Cristi? Rămâne pe camere. Punctul și ăla după amiază? Punctul control, dacă s-ar putea face decât la scaune, ca să nu trebuie două mașini, când ei să aibă decât mașini. Am venit, dar de-aia trebuie până la maramentul. Dar n-ai, auzi? Ai făcut cu control, dacă ai vrut două, trei mașini din dar e tot așa. Ce mai bine din camere? Dă-ți arată, o să rezolvi. Poți să rezolvi. Poți să rezolvi tot.
Nu m-am să scrie că trebuie să oprească la punctul din lucru. Că nu vrea nimeni. Eu nu sunt cu butuci. Înțelegeți? E scut din punctul de vizită și nu în cameră. Adică, și polițistul de unde îl luați? Unii știe că vare să transportă atunci să ducă la el. Bineînțeles. Scrie materialul eu nu știu. Materialul? Materiale pot, nu mă știu. Poate fi și dula. Dar bineînțeles, dacă e chiar e vorba de camion de 7,5 tone, pentru că așa are materiale costing, avizul sub deci, de ce insist la treaba asta? Pentru că am renunțat să facem regulament pentru așa ceva și am lăsat-o, mai faci, ori îl eliminăm, ori punem în punctele hotărârii. Ca să ne înțelegem o dată. Hai, mai stârnim o dată. Bun. Atunci punem punct de control. Care să facă? Spune da. Este varianta care am discutat-o. Sunt camere. Băi, îți asigură o permanență cumva pe, la, nu știu, cum că dorei șef poliției locale. Și zice că se poate descurca ca să nu oprească trei tiruri, nu știu aveți ce. Aveți dreptul să umblați cu banii? Să încasați banii la drum? Nu, păi, nici la dispoziția... Păi, dispoziția primarului e legea. Și atunci la ce să mai faci? La dispoziția primarului ăștia nu mai faci. La dispoziția primarului nu poate fi... Dar el nu ești bine. Nu faci punct de control, că cum nu faci? Păi, dar el nu poate să el nu poate să aici, așa, la articolul... Angajăm? La articolul care poți să găsești 21. 21 cu Olimpul. Să pot de control, să verifică la autorizație. 21, cu... Litera L. Doamne... Polițistul local este interzis una, alta. Și la litera L să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice. Și atunci cum să dau eu dispoziție împotriva lui? Bune pe cineva la primării știe. Dar dacă eu plec de la șapte, la brigada, eu plec la zeu, eu plătesc la fel. Dar le ești cu geamul opui. Știu că geamul opui, da. Nu mă iei, dar scop vorba. Aș cum mai bun. Pentru că e tot din camioane. Nu mă iei, dar asta e... La plasare nu e cu Paul. E plătești înainte, conform avizului, cum se plătești înainte? Băi, Dorian, tu nu știi când te duci și îți iei un parchet câți vrei să exploatezi de pian, măi? Că domnul Țuțu, scrieți. Domnul Consiliu Bătoroacu a spus că la punctul control și îi amendează când vin la vadă dacă n-au citanță, dacă n-au plătit. Dar cum să plătească dacă trebuie să plătești conform avizului? Domnul Consiliu, stați un pic acum că ești în problema. Ce se întâmplă la Remnicu Sărat? Nu știu. Nu plătim când intrăm pe 16 tonii. Fostul drum care duci Brăila, îs discuții, am chitanță, vin tot timpul. Poliția locală mă oprește cu toată noaptea zi. Poliția locală îmi dai chitanță frumos, îmi ia bani. Așa, n-ai trimis mașină niciodată acolo. Știi drumul care era de intrai de Râmnic la primul semafor? E, acum duci pe Râmnicel, ieși la Dejde. Intrăm pe 16 tonii. Interesăm așa, ne interesăm noi. Intrăm pe 16 tonii, poliția nu plătește tot timpul. Juridic, noi o murim dacă facem asta. Că e și mai clar, om de 3 ieși, unul stie la primărie, 2 pe drum, când poate să ia bani. Dar cum? Eu vă spun, eu zic articolul 3 putem face frumos un aliniat în care spunem așa, să face toată treaba la punct control și am terminat. Tot cu camere. Nu e geraj, dar cine încasează la punct control? Nu e problema noastră, o să găsească administrația soluții. Și așa, cum tu controlul trebuie să fie la... Poliția o scuze de variantă, poliția lucrată de Râmnicu Sărat, unde îți facă? Înseamnă că la Râmnicu Sărat se fac legea. Și atunci? La poliția locală, da. Nu numai mie, toate camioanele care duc acolo, băieți, știu ce e vorba. Haideți să mai citesc o dată articolul 3 și toate lucrurile. Spune așa articolul 3. Sumele obținute din colectarea taxei se constituie venit la bugetul local al comunei său, fiind evidențiat în cont distinct, se vor folosi în exclusivitate pentru plata lucrărilor de întreținere de reparații a drumului comunal de C146, a zonelor de protecție, a drumurilor vicinale, racordate la aceasta, a sistemelor de colectare a apelor pluviale, zidurilor de protecție, poduri, podețe, modernizarea, poduri, podețe, punct. Acum. Deci, sumele astea, conform articolului 3, să zicem, aliniatul 1, se vor utiliza la... Precum și finanțarea sau continuarea. Ăsta ce e? Articolul 3? Da, paragraful de aia așa, nu mai... Și acum, putem pune așa.
articol, deci la articolul 3 alineatul 2. Stai alea cu predat, da? Să colecteze sume de bani. Poate asta e o colectă de ani, nu zice să-l caseze. Dar Poliția Națională parcă le-a dat chitanțe, nu le-a dat din nou. La Poliția Națională. Parcă într-un timp le-a dus chitanțe. Nu e bani. Am dispare că m-a încăsat și de-a dat. Aici zice să colecteze sume de bani. Păi una-i să-l caseze și alta-i să colecteze. Păi sigur, la ce ești? Parcă nu mai colectați, nu încerci. Preceptorul colectați, voi dar nu-i prechitați, dar el, eu găsam bani, găsați după asta și danță. Nu, dar scrii sumele obținute din colectarea taxei. Ce? Adică de ce casare? În casare. E o problemă? Nu, asta e zero. Deci, ce scrim aliniat cu punct de control? Scrieți, domnul, și mai vedem noi dacă se poate. Deci aliniat cu fi. Haideți să-l formulăm doar în sânge. Punct de control era bombicien. De acolo nu are un lucru. Da, da, da. Scrie bariere, deci așa. Deci, scrim așa. Se înființează punct de control dotat cu bariere, amplasat la chipul. Articolul 4 nu se scrie. Eu zic să... Control fix, de casă. Pe la firma aia de cablu și apa să o pună. Da, da, da. Se datorează să montăm câteva camere și în ferite locuri acolo. Și atunci îl vezi din Bartea când vine de vară și ieși la drum. La Bartea la vară, să nu mai sunt ușor. Hai să știu. Nu e sine. Păi uitați, atunci putem face așa. Bartea ai loc căruțe. Să scoate de aici modernizarea și întreținerea punctului de control. Aici spune ce se face cu banii. Se reabilitează drumul și gata. Aici. Spune ce se face. Se folosește și pentru întreținere. Deci dacă nu vrei să îi dotezi un local în ziua vedere, n-ai prevăzut un buget. Ba da, domnule, te-am mai la articolul ăsta, el din taxa de drum și mai pui o cameră nouă de ordine. Deci nu trebuie să o scoți și asta. Deci, asta spune, la articolul 3 spune ce să fac cu sumele obținute. Deci, să folosesc și la modernizare și întreține punctul de control. Dar apă să există. Se vede așa. Și aici, articolul 4, nu-i clar, taxa de drum se datorează să se achiziționeze. Deci, îl lăsăm în forma asta? Da. Acum. Discuțiile au fost astea. Haideți să supunem la vot. Articolul 2. Câți lei pe metru pătrat? Acum, o luăm la rând. Metru cub, da. Deci... 4, 5 sau 6. Sau 6. Cum doriți să supunem la vot? Avem așa amendament 3.000 de lei cu 5 lei pe metru cub, cu 5 lei pe tonă. Celelalte 23.000 de lei cu 4 lei pe metru cub și 4 lei pe tonă. La comisia 3, 3.000 cu 4 lei, cu 4 lei. Mi rămâne. Punem cum doriți. Cu 3.000 și 4 lei sau cu 3.000 și 5 lei? 3.000. Așa. Atunci facem așa. Supun la vot amendamentul cu. În sumă de 3.000 de lei pe an, pe camion. Cine este pentru? Da, dar oricum rămâne pentru amândouă. În plus, 3.000 de lei pe camion și 5 lei de metru cub de amendament, hai să nu o pui măcim. Ce-i vă zi de la Stibinic? 4 lei sau cu 5 lei? Să nu mai dăm caricul așa care îi dăm? Da, sau 4 lei și gata, nu am scos 2 lei și să ne aducem 4 lei, lasă 4 lei. Acum te pune la vot, n-ai ce face, trebuie să-l supui la vot. Sunt două variante, strie amendamente. Eu am luat din gazia, am spus, supun la vot, am două variante. Mai multe, le pui pe fiecare la vot și gata. Cu 4 lei sunt mai multe vot. Da, asta zic. Deci o supun pe aia cu 5 lei la vot, cine este pentru? Cum s-au stabilit? Domnule, atunci de două comisii au votat pentru 4 lei. O supuneți pe aia și dacă trece și are majoritate, nu mai are rost să discute pe aia cu 3.000 și 5 lei. Care are votul? Două comisii au avizat pentru 3.000 cu 4 lei. Noi o să punem două feluri de nu știu ce. Și majoritatea în comisii... Bine, dacă îmi doresc pentru liniștea dumneavoastră și liniștea publică, așa fac. Dar nu-i corect, vă spun. Atunci, amendamentul final... Nu se face așa, amendamentele se supun la foto. Dacă trece aia cu 3.000 și 4 lei și faci majoritate, ce rost mai are să o mai pui în discuții când? Nu, vorbim de aia cu 5. Că ți-o pui de aia cu 5? Dar eu vorbesc pentru amândouă. Hai, ca să întâlnă ce eu votat să vadă. Atunci, ce facem? Supun la vot. Următorul amendament, compus din 3 alineate. Deci, taxă pentru, sau nu, pentru autorizații, 3.000 de lei de an pe camion și, așa, deci aliniatul 1, la aliniatul 2. Nu ne despărțiri. Nu ne mai despărțiri. Așa, domnule, pentru că se duce varia de aici și a fost de doar. Pentru că se duce. Pentru că se duce.
E compactă, 3 cu 4 sau 3 cu 5? 3.000 cu 4 lei sau 3.000 cu 5 lei? Deci 3.000 de lei per camion și acum 4 lei de metru cub conform suma. Deci, mai e 3.000 cu 4 lei sau 3.000 cu 5 lei? Că sunt articolul 2. Dar dăm 3.000 cu scotem fiecare. Ați zis domnul vei că dați un politeu. Plătesc un tip pentru 3.000 cu 4 lei sau pentru 5 lei? Bun. Haide, da, da, da. Ne tragem patronii pe cap. Nimic, atunci dacă este un corp, o înțelegere și să atunci se, se modifică articolul 1. Se modifică articolul 1. Să puteți cu articolul 1, va rămâne, va arăta așa. Da, cu asta ne poți. Deci 3.000 de lei. Cine este pentru varianta 3.000 de lei pe camion de 4 lei de metru cub? Conform suma, 4 lei pe tonă pentru aviz de expediție. Cine este pentru ce este? Păi bine, asta aici nu spune. Ceriți omul. Deci opozanți. A zis de 4. Vezi că nu știți ce a scris? De 4. Acum nu mă rap. A zis 1, 2, 3, 4, 5. Atenție, atenție. Domnul Bobeico a spus cine se opune. Și nu se ia mâna pe sus. Ați numărat? Deci asta e. Că tocmai de aici. Vreau să numără să se numere voturile. Nu, nu aș vrea să numără voturile. Numără voturile. Mai să numără voturile. Cine este? Așa am spus, domnule. Cine este pentru? Și a ajunsese la 7. Și a ajunsese la 7. Și a ajunsese la 7. Cine este pentru? 4 lei. 4 lei. 4 lei. 4 lei și 50 bani. Adică și de așa ce-am luat mai sus, băi neară. Pădurean! Ai că iasă 16. Când am votat e, am numărat 16 jumătate. Comisia noastră, să ne-am votat. Păi, cine este împotriv? 2-3. Și domnul Pădurean. Supun la vot articolul 7, care s-a reformulat. Sunteți de acord cu reformularea? Cine este pentru? Noi n-am votat proiectul în sine, dar l-am zis. Mai devine și devine o matare mare până la proiect. În proiecte se mai supun la vot aici că se elimină dacă cu amendă de la... Nu mai pun. Ce trebuie să o taie și o modificare? Am discutat punctual. Ce am să supus la vot? Și cu modificările astea, cu prețul ăsta, cu tăcii lui... Deci, am terminat și cu proiectul. Următorul proiect, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității gospodăriei în frumusețarea primului asoc în 2019. Dar ce citim în cazul? Dar o studia. În comisie, nu l-a studiat. Da, o studia, domnul. Votul comisiilor, vă rog. Cine? Programul de măsuri. Comisie economică. Comisia economică, 5 din 5. Comisia? Comisia de administrație cu 5 voturi pentru cu următorul amendament. Să fie inclus în acest program de măsuri care vizează îmbunătățirea activității de înfrumusețare pe anul 2018 și Monumentul Eroilor și Parcul Eroilor, proiect pe care îl avem în continuare. Urmează să-l luăm în discuții, pentru că nu se face vorbi de loc despre acest aspect. Nu, no, am vorbit, fiindcă era un proiect inițiat pentru modernizarea centrului civic și am zis că nu... Dar în programul de înfrumusețare trebuie să intre și parculețul de acolo, cred. Programul de înfrumusețare al comunii. E al comunii, da, și dacă îl omitem pe ăla de acolo... Nu, nu, fără probleme. Facem... Este un spațiu de și nu este potrivit. Aliniat. Funcție de sănătate. Așa. Deci... Funcție de sănătate, auziți? 5 pentru.
Păi da, aia mi-a adăugă la... Deci la un program. Da. Alina 24. 24 sau nu, să vă dau o dacă nu mai sunt discuții. Să pun la vot proiect. Cine este pe? Împotrivă? 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscului la comitetul local pentru situații de urgență a comunei Sofia în 2018, inițiator primar. Raportul comisiilor, vă rog. Și raportul comisiei. Comisia de administrație. Nu avizează proiectul, pentru că s-a votat 3 voturi împotrivă și 2 pentru. No. Comisia economică. Nu mai trebuie să vorbim. Da, ce s-a avizat? Deci nu avizează, nu? Da. Nu, cum nu avizează? Cum nu avizează? Acum reformulat băieții și mi-au zis că trec eu, inițial, în comisia de învățământ am fost eu, împotrivă, ceilalți au spus da. Acum, spunându-mi ce zic 3 contra 2, am făcut ceea ce ați spus. Se votează doar din nou. Sigur că da, se votează din nou. Eram sigur că așa se va întâmpla. Nu, da. Eram foarte sigur că se întâmplă așa, le-am spus băieților de altfel. În comisie acum o și jumătate. Domnul Răzvan, am explicat. Am explicat asta, cred că ați înțeles, nu? Vă rog frumos, ca să vă contra. 3 contra 3 contra 2. În aceste condiții, având două comisii care avizează, vă rog, supun la vot proiect. Supun discuții. Dacă sunt pro. Dacă nu sunt, supun la vot proiect. Cine este pe? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de cheltuieli pe anul 2008. Este vorba de restituirea sumei de 250.000 de lei, care noi am plătit-o la măsura 7.2, pentru executarea modernizării drumului comunal pe apa Asăul, la Biserică la Luncă, la Biserică la Ciobănuș și la Haltă la Ciobănuș. Deci acum ne-au venit banii înapoi din prima tranșă care i-am plătit. Atâta, asta e modificarea. Raportul comisiei. 2 miliarde jumătate. În prima tranșă am plătit-o noi, știi, pe primul lucrări. Acum, ei mi-au restituit banii și urmează la încheiere să facă să... Ce... Unde se vor utiliza? În tata? Certificarea așa? Nu știu, băi, mă zic, bătărâri. Este asta. Da, e nu aici. Deci veniturile, sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDR 2014-2020
se majorează cu 424.007 lei. Suma primită în contul plăților efectuate în anul curent se majorează cu 1.008.070 lei. Cheltuieli, transporturi se majorează cu suma de 1.433.040 lei, din care titlul 656, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, postaderare, se majorează cu suma de 1.433.040 lei, virări de credite, transport active nefinanciare, așa, lucrări de reabilitare a apărării de maluri cu gabioane, deci stați să o luăm la început. În cadrul capitolului 84, transportul, titlul 13, active nefinanciare, defalcate pe obiective de investiție, conform listei de investiții, se vizează sub formă de împrumut până la încasarea tranșei de plată, suma de 250.000 lei, de la obiectivul de investiții, lucrări de reabilitare, apărări de maluri, gabioane, de la kilometru 0 la 6, deci până toate lucrările astea, până la apasă. Nu, ăștia au nu se ia de acolo, s-au luat deja bani să folosească. Se vor lua încă 250.000 ca să termină lucrările la poduri și la gabioane și la toate astea și se vor lua împrumut de la obiectivul ăsta, la transport sau ce, și se vor da înapoi când vine firul cu ultima tranșă de bani. Tura următoare de bani care trebuie să o dea firul, nu acum, nu sunt ăștia 250.000. Domnul contabil, dar lămuriți-mă și pe mine un pic. Marian, așa am întrebat la el. Da. Deci banii vin la fir, da? Da. Au intrat în contul primăriei. Domnul Marian, o secundă, vă rog. Ia, vă rog. Raportul comisiilor de specialitate. Economică nu a fost avizat. Comisia economică. A fost avizat. Avizat? Da. Comisia administrației. Nu l-au avizat, nu s-a aici trei votări, vă trebuie două de. Ia bine. Comisia sport. Cinci de sport. În aceste condiții, supun la vot, supun dezbaterii proiectului. Acum, vă rog să urmăm. Ele la meu, de ce? Bun, nu, ieri e numărul bun. Banii au venit în contul primării la firmă. Au intrat în contul primării. Da? Nu. Păi, pentru ce votăm? Includere, să acceptăm și să le distribuim prin același proiect. Păi dar nu mi-au dat banii. Banii ne-au dat. Și am înțeles eu că să faci un împrumut la un capitol, la ducem unii întrebe și când vor veni banii, vor duce la capitolul respectiv. Deci așa mi s-a spus. Un artificiu vom face și nu știu. Niciun da, și de unii ei. Îi luăm dintr-o patru zi, dintr-un capitol, nu știu de care. Și eu patru zi și îi bat înapoi, da. Da. Deci nu mai trebuie. În principiu am pola ce-o vărmăș, îmi face înapoi. Banca se vine în urmă. Da, bine. Ce se întâmplă? Se ia de la modernizări ziduri de sprijin, da, să facem o autorizație și se dă la, pe lângă cine i-a dat cefirul, afirul, cefirul la Iași, așa, să mai pună ăștia ca să plătim prima tranșă la constructor. Deci se ia de la gabioanele astea toate, în mai constructorul trebuie să termine lucrarea complet, și după aceea, când îi vin banii, că vin imediat când s-o termină. Îi luăm de la și banii și după banii și după banii. Dar pentru lucrările la asfalt. Lucrările la asfalt? Pe lângă cine o dat. Da. Și până eliberăm autorizațiile de construire la gabioanele astea, că să ridicăm avizele la bagândul unei de post, ne vin banii și deja începem lucrarea. Până de la dealul. Da. Păi pentru ăla nu a fost anotat. Mai nu a fost anotat. Sigur, nu a fost anotat. Să aștepte să vină la fiță. Nu poate aștepta să o citim, înțeleg. Te joci cu fondurile europene, asta e procedura, asta e... E rău că se face, e adevărat, dar... Nu, dar nu înțeleg, ei nu au avut bani pentru asta. Păi nu a venit, domnule, că aici se fac niște, întâi se fac niște lucrări, vin și le vede, după aia ei zvirează banul. Și dacă nu aveam bani, ce? Păi ei ce-au făcut? Ei ne vireau niște... Trebuia să ne vireze niște bani până în 31 decembrie și au venit banii drept la urmă.
Și nu mai avea cum să-i, să-i dea. Și aceia care au rămas, au venit anul ăsta, și ăștia 250 îi luăm de aici să plătim prima tranșă. Nu, dar dacă nu aveam de unde lua, ce făceam? Mă întreb și eu, cum lucrează ei? Eu nu înțeleg cum lucrează ei. Ne luam din altă parte. Tot, de la altă capitate. Pentru că asta n-am înțeles nici ieri. Avem bani pentru, pentru aia, e un proiect care are banii lui. Și nu știu cine i-a dat, cine i-a lăsa la urmă. Și dacă da. Se permite... Și să ne mai explice odată. Dar nu, cât e fost trezit, blochezi lucrările celelalte. Da. Și trebuie să ne apucăm la aici de alea, că păi îi rup drumul, zgăbeamea asta de 2 ani stă. Nu, 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 trebuie văzut situația ca să dai bani. Mobi, lăsă-mă pe ăsta. Vrei să dau următorul. Nu știu ce am următorul. Proiect de hotărâre privind a încoace. Sus la școală, la etaj, pe școală în urmă. Ei, mă întreb, deci să stabilim treaba asta cu, cu bugetul, cu banii ăștia, cu afirul, cu... Că altfel îi explici când ești în materie. Bine. Proiect de hotărâre privind verificarea bugetului, am zis. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Asor. Inițiator primarul. Vorba de aici. Raportul comisiei, vă rog. Cinci. Să pun discuțiilor proiecte. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt până la vot, sunt. E vorba de părâul bățului care trebuie să fie în spații intre la finanțare. De tot pe fonduri europene, prin GAP. Supără, slavă. Deci, la vot. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor din Asociația de Dezvoltare Comunitară pentru Salubritatea orașului Comănești. Dumneavoastră știți că s-a purtat o corespondență întreagă. Acum părerile sunt împărțite nu numai la noi și în altă parte. Iar problema s-a rezolvat. Da? Problema s-a rezolvat. S-a făcut numai votă. Sâmbătă a fost ședință extraordinară la Consiliul Local la Comănești. Și deci ce la și de ce ne mai pune în discuții nou? Iar luni la Consiliul Județean, domnul Brașoveanu a lăsat-o și a scăldat. Domnul Brașoveanu nu a scăldat. Nu mai luăm măsuri. Nu luăm măsuri deocamdată, că nu ajunsese procesul verbal. Au zis, în faza asta am mai fost de 2-3 ori, cred, în toamna asta. Și tot așa. Hotărâri, iar nu mai întreba nimeni de... Oricum, Comisia de Administrație... E bine, dar... Atâta timp cât este pe ordinea de zi, când s-o înțeles... Deci e fi ordinea de zi. Deci da. Comisia de Administrație... Comisia de Administrație și poate... Comisia de Administrație și poate... Comisia Andrei... O secundă. Da, iar este pe ordinea de zi. 5 împotrivă. 4 împotrivă. Da, Răzvan abține. 4 împotrivă și o abține. Și o abține. Deci... Îl mai supun discuții să se supunțe. Nu, nu e fidel. Trebuie că dacă trebuie acum am văzut asta și procedura, asta e procedura asta. Supun la vot proiect. Să vin cu... Domnule, studiile. Studiile, nu? Da. Cine este pe? Dacă nu... Am unul care este împotrivă. Cine? O abține. Abține. A avut un comis, dar are dreptul să răzgândească până... Că... Nu, întreb dacă de asta, dacă este... Nu-i lider de lege în comisie. Eu m-am abținut în comisie, dar sunt împotriva expunerii din altă... Păi nu, dar și în comisie v-a zis toată aceeași chestie. Mi se poate să fie o abținere. Deci nu poți să expuneți... Așa nu noi, Consiliul Local, hotărăm excluderea Comăneștiului din Adis. Nu. Noi îi împuternicim pe domnul primar care păi, este... Păi avem persoană îndepărțită și în Consiliul Director acolo să hotărăște, dar mie nu mi se pare normal să... Studiați statutul Adisului și să vă convingeți că este așa. Domnul primar nu poate vota decât cu mandatarea Consiliului Local.
Atât. De aia se cere. Nu ne exagerăm cu mandatul. Noi nu. Noi suntem împotrivă ca domnul primar să voteze pentru expunerea. Păi suntem împotriva aprobării proiectului. Da, deci, împotriva excluderii. Deci pentru nu este nimeni. Nu. Împotriva 15. Nu, dar ești împotriva la ce? Împotriva excluderii. Eu am abținut ca și că am zis că de ce noi consiliul local la nivel de consiliul local. Nu sunt de acord. Păi au făcut un statut foarte succes. Ne-am folosit de ei. E curiozitate. Și acum excludem cum vrea Bacău sau cineva. M-am uitat de curiozitate că dacă îndrăznește cineva să se retragă sau plătească ceea ce se impune de către ei, plătești guvern de sat. Toate investițiile pe care le-au făcut le se spune că acoperește. Ce credeți? Când 2-3 ori a fost tentativa de excludere și... Da, și tot a fost pas. Și s-a lămurit de rămâne într-un timp, după aia Moinești. Hai, ne-ați proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din nou. Nu. Asta a fost. Proiect aprobarea asocierii Comunei Ansău ca membru asociat în Asociația pentru dezvoltarea turismului Montesa. Montesa. Noi am fost joia trecută la Moinești. Acolo împreună cu domnul consilier Bobeic și cu domnul viceprimar. Mi s-a explicat toată treaba. Ce să ca să vă spun drept, e o treabă, după mine, foarte serioasă. Am văzut numai lumii cu responsabilitate acolo, și în Zlănicu, și în alt oraș, și în Târgovna, în alte localități. După aceea, cei care au venit și ne-au prelucrat, specialiștii cu treaba asta, zic că e foarte bine. Numai dacă ar trăi, nu am mai avut de asta, prin 2002-2003, Târgovna ne-am înființat. Acum, raportul comisiei, vă rog. Comisiei economice. Adică 5 pentru. 5 pentru. 3 cu 2. Cei de administrație, 5 pentru, următorul amendament. Articolul 4. Articolul 4. Se împuternicește domnul primar, consilier al primar. Nu, se împuternicește domnul primar. Domnul primar e reprezentatul nostru acolo. Toate comunele și toate orașele, primarul este cel care reprezintă. Nu consilier, nu nimic. Nu, eu am făcut amendamentul ăla. Deci, e clar că primarul. Deci o să te duci singur, domnul primar. Păi și departe, care... Până la Moinești. Deci cum amendamentul acesta, articolul 4, să se modifice? Vreau și eu, dacă îmi permiteți să... Supun la vot... O discuție. Discuții. Proiectul. Da. Domnul Bustan. Este acolo, la necesitatea intrării Comunea Său în... Asociație, dați-mi un pic proiectul. Dar nu l-aveți la fără? Nu, e la fărăci. Mulțumesc. Aici, vreau să mi se explice un pic. Deci avem finanțarea de un leu de locuitor, da? Cum se percepe taxa asta? Cum o să ia la ziua care vine și plătește impozitul, să ia un leu de copilul nou născut? De cum? Deci în statutul asociat și regulamentul de organizare și funcționare și Consiliul Director s-a aprobat un leu per cap locuitor la ultimul recensământ. Suportat de către fiecare locuitor. Da. Nu, de fiecare comun. La ultimul recensământ, sub ultimul recensământ. Așa, bun. Următorul, adunarea care s-a hotărât, sau o să se hotărască, să fie plătit la... În următorul an? Am înțeles. Efectiv. Am înțeles. Aici vreau să mă lămuriți cu deci, participarea Comunei Său ca membru asociat cu drepturi de plină în Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Montpesa, constă în sprijin financiar, material, moral și în activități voluntare în cadrul programelor, proiectelor inițiate de relații de asociații, precum și respectarea drepturilor și obligațiilor membrilor, cuprinse în statutul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Montpesa. În ce constă sprijinul ăsta financiar, moral, material? Moral, da. Material și financiar, pentru că se spune ca membru asociat cu drepturi de plin. Vă stă sprijin financiar. Pentru asociații. Separat. Nu specific că din fondurile care venim noi. În ce constă sprijinul ăsta material, financiar? În momentul în care se accesează proiecte sau din
Comun. Ca sumă, ne puteți spune? Întotdeauna când este, o sumă de... Se stabilește pentru un proiect, nu? Păi și vin cu cofinanțare. La momentul ăsta nu-i deocamdată nimic inițial. Vin cu o propunere, ca și membru al asociației Montesa, organizez un festival la Său. Avem nevoie de o anumită sumă de bani. Ne poate sprijini să întrunești consiliul director al asociației și îi spună că sigur, dar trebuie să vină ceva concret. Așa, bani de unde? Acum, cine să spună ce bani și de unde bani? Oricum, e relativ noțiune și așa că nu... Deci calculul o să fie, bănuiesc, tot la numărul de locuri, că voi să dau un cont la bani. Nu să fie vorba numai pentru bani pe care îi sprijin financiar pe care o să dăm noi pentru noi. Nu pentru noi, pentru asociații. Pentru orice, pentru asociații, pentru orice intervenție o să aibă proiect inițiat, derulat de asociații, în cadrul programelor, pentru orice membru din asociație. Da. Așa, da. Da. Deci o să poată să-și ceară câte 1.000-2.000 de lei lunar pentru 2-3 proiecte. Nu. De ce? Poate cotizația. Participarea comunei ca membru asociat cu dreptul deplin constă în sprijin financiar, material, moral și în activități voluntare în cadrul programelor, proiectelor inițiate, derulate de asociații. Da. Da. Nu ca sumă inițială, doar ce avem în fondul. Ăla intră în fond, acolo, ca participant fiecare și toată. Și după aceea, eu asta am înțeles. Că la fiecare o să fie și sprijin financiar. Se organizează târguri de fiecare la București. Toate, deci fondatorii care sunt 7, parcă la număr, nu mai știu minte exact, sunt un membru asociat noi, au o sumă la care participă la târg, deci din cotizații. Și din tot ce stăm, se duc la târg. Ai și tu partea ta la târg, într-un stand să prezinți produse zonei tale. Sau, mă rog, de imagine, sau nu mai știu ce se accesează, acum se lucrează pentru accesarea de fonduri europene pentru toate asociații. Da. Așa, cine... Deci... Mai este cineva? Supun aprobării proiectului. Cine intervine? Am uitat să supun la mult. Dar acolo am convenit de la început că se trece primar. Da? Doamna, întrebați împotriva, ține! Ca să îl ordonez. Deci am vrut să spun așa. Deci la articolul 1 sau care era acolo, că se poate să scrieți doamna secretară acolo. Deci primarul, articolul 4. Deci poți spune, așa că spune. Și acum, deci la vot. Un singur vot este împotrivă. Adică 14 pentru, 1 împotrivă. Ține, tot împotrivă. V-ați abținut? Nu poate bine, ține. Tot împotrivă. Înseamnă că n-ar rămâne a fost suficient înțeleși, că doamna a zis că nu ne pune de bine. Ce produse sau dreptul de a ieși în față. Nu am înțeles chestia. Nu, nu. Da, de amaderat. Ce nu este la documentul ăsta pus aici? Așa, statutul și regulamentul. Înțelegi? Da. Să vă citesc. Haideți să discutăm acum. Statutul și regulamentul o să fie, deci noi suntem intrați definitiv în momentul în care ducem hotărârea din Consiliu. Puteți să o faceți în particular. Deci în momentul ăla o să fie. Da. Statutul să faceți în particular. Nu s-a votat ăsta. De ce doamna are dreptul să primească? Doamna, nu înțeles în ce constă cererea asta, cu ce putem veni noi. Doamna, înțeles bine, dar... Ce produse? Produse apicole, produse... Produse apicole, de la coștum, cu păstre, deci miriat bine din munte. Bio, poștezi de la ardeu. Așa, atragi turiștii pe Valea Săului. Deci, o piste de biciclete, unii drumuri pe Apa Său, cu trageu, așa o zonă turistică. Deja am găsit pe cineva ca cine profesor cu orientare turistică până... Avem pensiunea la Livada Minunată, turiști.
Revenim la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Da, are cuvântul doamna contabilă. Explică-vă frumos ce e vorba, ce e cu sumele alea, ce am primit și ce mai aveți primit și ce e. Proiectul modernizare drumuri de interes local a fost împărțit pe două tranșe de plată. Am primit anul trecut o tranșă, pentru anul acesta. S-au primit două sume, acelea care le-ați văzut trecute. 1.870.000 lei și 4.7.000 lei. Aceștia sunt bani primiți de la firmă. Din banii aceștia pe care i-am primit, nu acoperim tot ce avem de plătit. Pentru că solicitarea aceasta a fost mai mică decât facturile emise. Drept pentru care ne împrumutăm între două obiective din lista de investiție pe care noi le finanțăm din excedent, deci efectiv ne împrumutăm pentru o perioadă limitată de timp, să acoperim obiectivul prin programul AFIR, modernizare drumuri de interes local, iar când PNDD-ul ne dă ultima tranșă, punem banii înapoi. Efectiv, facem un împrumut în cadrul aceluiași capitol între două obiective de investiții. N-am putea să plătim am atunci. N-am putea plăti atunci, a spus o perioadă scurtă de timp. Da. Oamenii ăștia încă mai lucrează. Când vin bani, atunci ne virăm. Nu. Nu. Noi trebuie să avem întreaga sumă asigurată. Și atunci proiectul nu trebuia finanțat, nu trebuia să ajungă banii. Dacă nu o să ne ajungă banii și rămân de descoperiți cu proiectul nu. Celălalt. Nu. Este exclus așa ceva. Sau cam cât ar dura până nu-i vin. Cred că în jurul lui iunie. De asta, mai se termină lucrarea. Păi, da, da. De asta am apelat la proiectul ăsta cu Gabi Oane, unde au început lucrările, dar unde avem cei mai mulți bani. Și unde considerăm că până în iunie nu avem decontări. Că am luat bani sub formă din împrumut acolo, dar ne-au mai rămas acolo. Au mai rămas 255.000. Lucrarea poate să înceapă, că eu am cu ce să achit până primesc banii înapoi de la firmă. Noi am făcut a doua plată, să înțeleg. Tranșa anul trecut? Nu. Sau ăștia toți? Care au venit de la fir? Da. Și atunci ei oricum mai au de lucru și să-și primească diferența până atunci. Că tot nu pleacă așa. Dar ai facturi pe bază de lucru și trebuie achitate facturile. Și asta nu știi PNDL-ul? Dacă noi n-am avea sumele astea de bani. Nu, a ținut de modul cum au fost împărțite tranșele de plată. Deci tranșa prima de plată a fost solicitarea mai mică decât lucrările efectuate. De asta trebuie să ne reglăm la sfârșit. Nu știu, deci, nu, dar practic modificăm lista de investiții. Nu știu dacă... Da. Cum să nu? Dar nu? Dacă, nu, dar, nu, dar, nu, dar, nu, nu poți considera un împrumut. Pur și simplu, ai luat bani de pe două obiective. O parte nu, din bani. Nu, nu, nu. Iei bani de pe un obiectiv. Dacă apare un blocaj la nivel de PNDL și ne dă banii la anul, am îngropat cu capioane. În țara asta te poți aștepta la orice. De ce n-aș spune, domnule, vă dau un august? La gravioane avem 455.000. Suma totală care ne trebuie. Da, de acolo am luat doar 250.000 și după modernizare drumuri de interes local. Am înțeles, rămâne jumate pentru el. De ce să luăm în calcul că ne putem avea o surpriză? Dar de ce să iau în calcul că poți să am o surpriză? Că n-am avut niciodată surpriză de la PNDL sau de la FIR, să nu se decontează. Tranșa când ai bani. Că dacă nu aveam sumele astea, ce făceam? Ne împrumutam noi la bancă? Nu, dacă nu aveam sumele astea... Făceam împrumut la bancă. Da, sau luam din alte capitole. De ce faci împrumut la bancă dacă ai de unde luat? Dacă nu poate face obligatorii, practic să... Dar dacă ai de unde lua și poți să poate face... Suporte modificări lista... Noi trebuie să discutăm de lista de investiții atunci, domnul Zuzu. Investiția rămâne și capioane. Încerc și capitolii, este vorba de... Sumele de lista de investiții să reduc. Când o arată... Dar de asta e rectificare. Da, eu nu abțin la proiectul ăsta, că nu îți lămuriți și așa. Eu am pus-o pe site. Am pus-o, Sorina. Am înțeles. Pe site este și lista de investiții cu modificările la proiect.
din proiect, care știm că merge și avem bani și nu trebuie să nu puneți la vot și te trebuie să vă mai... Da, eu terminat și... Mai dorește cineva să ia votul? Dacă nu spun alăt. Cine este pentru? Eu mă țin. Și eu la fel. Atunci. Atunci, să dăm înainte cu proiectele, privind aprobarea unui contract de cesiuni. Asta a fost o bază. Ea următorul proiect de hotărâri pentru aprobarea unui contract de cesiuni inițiatorului, primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de cesiuni. Este vorba despre Eco Valea Munte. Nu știți când s-a înființat, inițiatorul a fost orașul Comănești. Și printre alții participanți am fost noi, comunele din zona Costușului, Ufteana, orașul Dărmănești și până la Ghimeș. Era vorba de colectarea deșeurilor, a gunoaie, deșeuri menajere și pe alte. Acum ce se întâmplă? Noi fiind într-un SRL acolo cu acțiune foarte mică, de 1% sau că... 0,1. Din toată investiția am primit 2 euro cu bere, deci cam 15 milioane vechi. Doamna o plecă? Doamna contabilă? Da. Mai trebuie? Păi trebuia, ca să, o să fii la diverții, o să discutăm despre complex. Da. Chiar. Chiar nu-mi place, e fain. Păi cum adică? Chiar aveam bani acolo, la complex, de la... Da, chiar, dar nu am fi toți. Îmi vă zice. Vedeți că directorul economic are să ia o știință aleagă foarte bine. Păi, hai dreptul. Asta e ce-a cățuit. Are înapoi. Dar nu știu să-i citească. Și așa, Marian. Marian, directorul economic. Marian, directorul economic. Nu mai zic. 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 Ești așa ușor să trăiești așa. Ar fi prea simplu. Ne vin monotonie. Raportul comisiilor. Da. Contractul zi. Raportul comisiilor. A fost în discuții la comisii cu cei. Da. Raportul comisiilor. Domnul primar. Raportul comisiei. Lasă să zic. Vă rog. Comisia economică. Nu avizează cu 3 din 5. Juridic. Nu avizează cu 3 din 5. Avizează. Comisia 3. 1 cu 4. 1 cu 4. Deci 1 cu 4. 1 pentru. Deci dacă nimeni din cele 3 comisii nu avizează, se respinge proiectul. Nu. Nu este de la 100 să se pune la vot. Da, să pune la vot. Să spuneți la vot. Și explicitat. Explicit. Da. Explicați foarte bine, domnul. Domnul... A, domnul de comisie. Așa. Păi și dacă n-aveți avizul la nicio comisie? Da, dacă are spinsul. Nu. No. Adică nu sunteți de acord. Nu sunt de acord. Nu suntem. Suntem sau nu suntem? Păi... Adică votez împotriva excluderii comunistului din Adis. Da. Dar ies eu din asociație cu el, cu alea acolo. Hai să zic o chestie, care mi-e mi s-o părut la rupie. N-ar fi o problemă, ca să poată un lege mai departe să-și ia licență, așa cum ne-ai explicat, să fim de acord. Dar noi stăm din... S-a rezolvat. Noi stăm... Din 2009. Noi stăm o problemă în litigiu cu ei cu târgul, care a fost o eroare și o greșeală, că e târgul nostru. Și nu vrea să ne înțeleagă că nu putem efectiv să facem ceva și atunci hai să fim de acord ca tu să poți să mergi înainte. Din cauza asta eu am fost. Spune-mi, nu a trecut. Fii sănătos. Să supuneți la vot proiectul, că avem o formă a proiectului, dar aprobarea unui contract de concesiune. Noi așa o să punem la vot. De cesiune. Parte noastră, da. Că și... Dar eu am proiect de respingere. Deci pentru neîntâlnirea numărului de voturi. Da. Trebuie respins proiectul, nu, da. Nu de pe comisie. Atunci, din vot. Da. Nu de pe comisie. Din vot. Supun la vot. Cine este pentru? Pentru cesiune. Pentru cesiune.
Deci, pentru a face o treabă. Dar le rezolvă. Deci, să am să iei lumii, nu știu, 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 mai aici 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10 de toți. 5. Dar nici nu mai e nevoie de asta pe mă urmă. Da, asta vrei de rezultat. Dar aici nu înțeles că aici nu e să ajungă. Proiect de hotărâre pentru realizarea obiectivului reabilitare monumentului Moise Tuzlaki. Deci hotărârea din Consiliul sună hotărârea sună așa. Proiectul de hotărâre se aprobă realizarea obiectivului de abilitarea monumentului și modernizarea parcului eroilor. Realizarea obiectivului constă în efectuarea de lucrări de reabilitarea monumentului, lucrări de extindere și amenajarea parcului din fața primăriei a său, denumit Parcul Eroilor, cu zone verzi și ambasare mobilieră. Articolul 3. Se aprobă întocmirea documentației, notă conceptuală, temă de proiectare, studiu de vezabilitate. Așa. Și după aprobare, realizarea proiectului tehnic în vederea realizării obiectivului. Articolul 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a obiectivului. Articolul 5. Primarul comunei, viceprimarul compartimentului, urbanist, vor asigura ducerea în definirea prezentei hotărâri. Hotărârea se va... La un articol extinderea monumentului. Nu mai înălțăm, facem nu, cultură. S-a referit la al doilea război mondial, nu? Că toți ziceam... Da, da, deci eu... Păi, dar trebuie un lucrări de extindere. Nu poți, că el scrie construit în 1937. Ai cu limoncioară. Nu, doamne. Un moment, un moment, aveți răbdare, vă povestesc eu despre ce-i vorba. La extinderea monumentului nu înseamnă să mai puneți o cioară. Înseamnă că se mai poate, se mai poate atașa în lateralul monumentului plăci de marmură sau depinde ce vor arhitecții cu alți eroi sau oamenii din cel de-al doilea război mondial care au căzut. La mine se află de la domnul colonel Cădureanu, se află un proiect așa micuț, făcut de specialist din Ministerul Apărării Naționale, cu numele lucrat profesor la Academia Militară, în care face o piatră, un monument micuț, frumos, dar apare discordanța între un monument mare și un mic. Aici trebuie construit. Nu, face la scară mai mare. Deci în momentul ăsta, toată zona o să fie un proiect făcut de arhitect cu tot ce trebuie la el, cu pavat, cu tale, tăiat o parte din cinci acolo, garduri, arbuști, asta, plantat stâlpi de iluminat cu ornamental, cu tot ce trebuie. Deci proiect. Dacă sunt 7 proiecte, o să... ăla care o să... Mai este unul făcut cu o dată. De ce principiu? Centru civic. E hotărâre, dar nu proiect. Dar intrașe nu e la momentul ăla. Serios. Doamne, dă de un lucru. Ce se pasă? Obiectivul. Scrie clar proiectul ăsta. Tema conceptuală, tema de proiectare și studiu de fezabilitate. Câte proiecte sunt în primărie? Asta trebuie să scrie doar pentru parcul ăsta sau pentru centru civic. Dacă nu o să plătirea, să plătim pe urmă. Domnule, dar ăsta este parc. De ce se definește parc? Păi nu, au un pic de liniște. Ați un pic de liniște. Aici sunt două chestii distincte. Domnul Comunică vine cu un proiect pentru parc și noi mai avem trecut un proiect de hotărâri pentru centru civic. Ce o să facem? O să facem două proiecte tehnici, o să facem două studii de fezabilitate, o să facem, și pentru centru civic și pentru parc. Pe asta zic, deci dacă pornim, haideți să facem un proiect pentru centru civic. Așa ne împurcă la intrare din plex acolo. Parcul ăsta. Domnul centru civic nu poți face până când nu... Proiectul centru civic înseamnă altceva,
Dar era m-a mai exprimat era în asta. O dată în comisie. Da. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, noi facem două cheltuieri nu pentru același obiectiv, puteți să faci două cheltuieri. În cazul proiectului, dacă vă aduceți aminte, era explicit discutat despre monument. Domnul. Deci am discutat problema punctuală. Proiectul de centru civic înseamnă să ansamblăm care sunt zonele pe care le punem în proiectul ăsta. Ce vrem să fie? Școala aia, 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 aia. Deci proiectul ăsta nu o să fie cu, cu renovare de monumente sau atunci, stabilește. După aia în punct intră. Deci în punct. În punct care o să trebuia să dai două, ai luna, când ai trei de bea. Intră centru civic. Asta este piațeta asta cu monument. Păi da, domnul Vechiș, asta vă întreb. E punctual. Noi ce o să facem acum, dacă pornim? Deci noi trebuia să făcut un proiect pentru modernizația PCT, nu? Un proiect tehnic. Păi nu scrie aici păi așa. Noi trebuie centru civic de la școală până la loc. Dar ce o să faceți, domnule, în proiectul de centru civic? Păi cum trebuie făcut trotuare până la școală, să până la biserică? Cum trebuie făcut șanțuri, cum trebuie modernizat centru civic? Asta înseamnă. Dar scrie explicit și de monument. Dar nu știu, trebuia să nu poți face un tubul de cheltuieri. Vederele în sală. Nu despre asta e vorba. Păi, facem întâi proiectul ăsta și îl asamblăm în centru civic, care îți două entități distinte. Faceți-l pe ăsta, că nu este obligatoriu să fie băgat. Am zis așa, facem proiectul, studiți fezabilitate pentru tot centru civic. Și pornim cu piațeta asta să o modernizăm deocamdată. Ați spuneți un proiect. Oara, dacă ai proiectul făcut, ca să nu mai știu pe asta. Trebuie trei. Nu, mai faceți unul și alegeți. Hai să trecem și vedem ce am ieșit. În proiectul de centru civic, o să aveți trotuare și toate chestiile astea. O să fie segmente separate la toate astea, ca așa să facă. Și atunci o să mai facem un proiect tehnic. Îți spun să domnule, dumneavoastră aveți cucul de făcut acum, care o să introducă nomenclatoare de strandard. Nomenclatorul strandard în cuc. Centrul civic intră în cuc. Piațeta asta intră în punct. Înțelegeți? Da, când o să faceți, când o să faceți pentru trotuare, dumneavoastră nu o să puteți face. O să ne facem un nou proiect. O să faceți proiect strict trotuare. Nu o să puteți include. Uitați-vă să vedeți ce înseamnă proiect de centru civic și după aia discutați. Eu am propus asta într-o idee așezată. Dacă eu îl supun la vot, nu e nicio problemă. Nu doresc să fie făcut licențe, să fie făcut când? Când o să fie făcut? În 1904. Nu, e o chestie. Păi, dar nu, dacă vrea să-l fac acum, să-l fac mai imediat, să fac acolo, parcul. Trebuie făcut. Separat. Dacă te-l scoți, ce să-l civic. Ideea este așa, dacă stăm în centrul civic, după ce se taie asfaltul, se bagă canalizarea 120 de ani, aia ce nu nici e bine de ani. Asta înseamnă până în 2020. Hai să spunem ce ora. Păi, da. Nu mai știu ce hidrocentrala de fiarțe. Da, mă. Sus 50 de metri pătrați acolo sau cât. Dar nu poți spune eu. Când l-a licitat, când e proiectat, e tot. Îți face tot. Da, asta zice. În momentul ăsta facem un proiect întâi acum pentru o zi, după aici facem. Păi dar facem, așa facem. Dar altfel n-ai cum. Dar mă, normal că o facem. Dar n-ai cum altfel. Bă, dacă se înțelege, nu punem nicio piatră acolo, că e făcut la propunerea lui Hutai sau lui Hutai și atunci... Nu lăsăm așa mai bine. Nu se supără nimeni. Nu vreau să facă, dar după modernizare... Spune proiectul ăsta, să-l arate mai rău. Cam așa este. Dar ce să specifică de cine-i propus? Poate vrea să fie erou. Băi, un erou, omule. Hai! Raportul comisiei. Comisiile. Comisia, ce-o zis comisia? 5. Discuții? Mai trebuie cineva? Trecem pe cineva la discuții? Nu, asta va pot să Dar
dacă ei licitează, acum tu dacă licitezi, vei aștept 2 ani de zile, faci numai parcul și mai stai 2 ani de zile ca să te apuci de restul, modernizare. Corect. Tu ai venit, m-a bun de treabă, am licitat, dați-mi banii și m-am apucat de treabă, tot, după ce ai venit și taie. Da, hai, doar să-și dă-i acolo. Să pun aia prin parte. Dacă nu mai sunt discuții, să pun la văd cine este pe... Reactualizarea Comisiei de Evaluare și Soluționarea Finanțelor Nerambursabile alocate de la bugetul local al comunului pentru activități non-profit de interes local. Principiul de data asta e vorba din banii pentru cod. Se reactualizează comisia. Pentru biserică, cultură, pentru toate activitățile, pentru sport. Da, da, eu sunt din comisia aia și mă gândesc că nu are nicio valoare, pentru că nu a prezentat nimeni nimic. A adus cineva ceva până acum? Da? A, nu asta. Păi are o temă. N-are cui să aducă. Existând o comisie, cum să depună domnul? Bravo, dar nu a fost comisia. Până acum a avut o problemă cu a plecat domnul Ariton și la nu mai este nicio neară. A, nicio neară. Se reactualizează comisia. Vedeți că este o dată până la care poate depune proiectul. Domnul Budac, Emilian, domnul Dogariu, Maria. Păi nimic, dacă e nevoie, facem modificare la hotărâri și este din data. Doamna Chivoi, Elena, domnul Cristi Lască. Doamna Popa Liliana Paulina, consilier juridic. 6, nu e bun. 6? Este bine, da. Sunt 5. Da, da. Dacă aveți altă. Eu obicei când să fac comisiile astea, din care fac parte consilieri prin hotărâri, se pun numai consilierii, primarul sau viceprimarul. Oamenii din aparatul de specialitate se trimit prin dispoziție să execute lucrările comisiei. Aveți dispoziție? Dacă se pun la vot. Aveți tot dispoziție proastă? N-are mai cine. E aparatul de specialitate, nu facem parte. Deci nu poți să pui un om din aparatul de specialitate în comisie. Da, dacă ne-i nevoie, vin contabila că să vedem cum e? De ce e așa și nu e așa? Și astfel de semnă la avem în comisie. Nu vă ce de-a dat așa pe dispoziție. Bun, și atunci lăsăm așa? Să nu urmă. Contabilă și scură dacă scoare. Deci, da, nu așa, nu avem eu. Da, cum crezi, votați. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? S-a gândit toți ce. Mai ce mai e? La portul. La foastele și avem trecere. Ce aveți acolo? Proiecte mai sunt. De la Societatea Căsătorilor de Mare Valea Solita, ți-a făcut o mare, toată lumea, nu? O cerere de la Parohia Ciobănuș și lista școlea Sofiu Olimpice. Școala, Parohia Ciobănuș. Noi preot Gorgonescu, Corneliu, paroh, așa. Domnul primar, numai o secundă dacă te am. Supun Consiliul Local. Raportul primarului este pus în site. Da. Așa. Domnului viceprimar, tot este pus în site. Doriți să dăm citirii raportului de activitate sau luăm cunoștințele. Păi, în cală ăștia în Corea din Nord, dacă s-a făcut domnul primar și domnul și să-mi spune și... Deci, ca să știm care este mesul citirii. Bun. Deci... Sursetă arheologică. Dacă este nevoie, deci dacă este nevoie, în sinteză se poate prezenta Consiliului Local. Nu este nevoie. Dacă considerați... Nu? Am văzut. Ce credeți că a scăpat ceva, doar putem și la ședința la următoare, câteva minute, adică... Și așa nu contează ce să știu tot. Că tot o scăpă. Atunci, următorul cu... Ce supuși?
Parohia sat Ciobănuș Straja. Parohia nu sat, parohia Ciobănuș Straja. Vorba de părintele Vorbănescu, s-a decis la centru eparhial sfințirea bisericii din satul Ciobănuș în luna iulie, cu hramul Sfântului Ilie. Lucrările la complexul eclesial au demarat în anul 1998, însă datorită inundațiilor din 2005-2006, precum și a faptului că parohia numărul 180 de familii pensionari s-au întins pe o perioadă lungă de timp. Așa și este. Pentru că acest eveniment de sfințire, de o deosebită importanță pentru comunitate și comună, să fie realizat în condiții optime, este necesar să finalizăm o serie de lucrări. Pictare, icoane, catapetiasmă, pictare, ognițe exterioare, biserică și icoana hramului, strane, scaune, finalizare lucrări, casă, praznicală, gresie pentru bucătărie, cerdac, precum și parchet, finalizare alei pietonale, placate cu pavele, organizare eveniment sfințire. Toate aceste lucrări necesită o finanțare considerabilă, însă pentru a realiza esențialul avem nevoie de 50.000 de lei până la 30 aprilie anul curent, sumă pe care vă rugăm respectuos să ne o aprobați prin hotărârea Consiliului Local. Conștienți de legile ce reglementează cheltuielile banilor publici, suma alocată va fi justificată în conformitate cu cele solicitate. Deosebit considerația preotului Vorbănescu. Asta înseamnă cu obiectul comisiei discutare? Da. Dacă să știe și Consiliul Local, cu doar și Comisia, nu. Comisia, până la urmă, respectă pe buget. Deci, mai este adresat Consiliului Local. Asta, așa, mai e ceva. Aici... Aia o să intre la comisie. Da, copiii olimpici. Aia o să intre la comisie. Băi, o faceți asta, nu? Nu. Comisia? Să aici și... Comisia? De ce? Păi da, dar trebuie să... Este pădurit și este apasă, este lungă. Deci Ciobănușul cu biserica este asociația crescătorilor? Nu. Asociația crescătorilor ne face. Aici e doctorul Stanciu, președintele comisiei. Cooperativ. Mai matale? Urmare adresei, numărul, i-am făcut o adresă împreună cu domnul Vici, domnule, vină și spune aici ce ai concret, dar înseamnă, prin care solicitați detalii privind lucrările efectuate pe izlazul comunal, pe puncte de lucru și sume cheltuite în anul 2017, vă comunicăm următoarele. Lucrarea de tăiere manuală a arbuști și tufe și toaletarea mecanică a arbuștilor din interiorul pășunii, chinet, lucrări în valoare de 14.020 de lei. Perioada martie-aprilie 2018. Dar i-am zis o schimbă. Lucrare, tăiere manuală, arbuși, tufe și nu știu mai care, 90 de metri, 90 de hectare, în trupurile de pășune, rupturi, Bartea, Iacob, Petrosu și parțial pe Osoi, în valoare de 31.770, perioada aprilie-iunie, tot anul trecut. Trebuia să-l avem aici, Asociația de crescătorilor de animale nu are contract de concesiuni cu Consiliul Local. Dar e cu primăria. Păi până acum am tot cerut explicat. Stați un pic, altfel se pune problema. Deci,
El trebuie să prezinte raportul primarului, asociația. Deci, cum vrea, nu prin consiliul local, avem răbdare, domnule Oleacu. Deci, raportul. Cine îi semnează lui documentele prin care, pentru plăți? Comisia care e semnată de care... Are treabă cu noi, cu plăți. Financiar, financiar au bugetul lor, sunt ordonatori. Au bugetul lor, dar au nevoie de o comisie care să verifice lucrările. Comisia să verifice lucrările. Vine controlul financiar de la APIA Iași, la ei. Vă citesc articolul de lege atunci. Ia citesc. Nu mai discutăm. Noi avem un regulament privind organizarea desfășurarea pășunarului. Da. Noi trebuie să aprobăm asociației programul până la începutul lunii martie. Avem programul depus de Asociația Crescătorilor de Animale? Păi nu știu. Pentru că spune așa, ordinul 819 din 2016 privind modificarea și completarea ordinului Ministerul de Agricultură și Dezvoltării Rurale. Și spune, membrii asociației care au suprafețe, nu știu ce, prezintă la APIA dovada utilizării legale a acestor suprafețe și scrie acolo copia din contractul de concesiune la. La urmă spune, centralizatorul se întormește anual de către asociație, se vizează de către primărie și este privat în anexa 2. Cu tot ce are de făcut și raportează primărie. Documente care se duc la APIA, cu toate lucrările efectuate. De unde că nu prezintă niciun raport Consiliul Local privind concesiunea? E altceva asta. El documente din primărie, Ilia. Că nu mai vrea să facă nici program, nimic, asta e altceva. Probabil ia vacile și vor lua de domnul Cioc. Trebuie programul de pășunat prezentat. Să mai duci la Doreș. Vă mai întreb încă o dată, domnul viceprimar, dumneavoastră aplicați regulamentul privind organizarea și desfășurarea pășunatului aprobat de Consiliul Local? Sau este opțional? Doi ani de zile de când vorbim. Păi, cum se aplică? Că văd că suntem, intrăm acum și în aprilie, program de pășunat, de astea nu-i nimic făcut, nu aduce nimeni nimic. Dar el își face treaba. Dar eu nu ce putem, ne-am făcut atâtea solicitări, ce pot să-i fac? M-am dus să le ligăți la băieții. Dom'le, contractul ăsta de concesiune are niște clauze acolo. Păi, dar uite, tocmai asta e, când în contract nu are, el nu trebuie să facă niciun raport la Consiliul Local. Și nu sunt foarte simplu, mi-a zis că eu conform contractului... Nu trebuie să prezinti programul de pășunare. Nu! Îți aduc contractul. Doamne, în 2015, 2014, pe ce bază mi-a adus programul de pășunare? Știi că era? El trebuie să prezinti ei până în februarie sau martie. În februarie. Lucrările care urmează să le facă. Execute. Plus efectivele de animale. Și astea le-au adus. Sunt. Păi nu trebuie. Domnul Par, nu scrie în contract că el se scrie. Nu scrie în contract, nu. E da, e cea la ce treabă. Dar scrie de treabă, trebuie să ne punem în program. Dar nu are ce treabă, ce avem mai cu el. Dar eu nu știu de ce lucrurile. Dar eu nu știu de ce nu vin din zlatul, dacă n-am nicio vin. Tot îi vin lua. Păi văd că la tendereu, văd peste tot, măcar să trebuie. Important, știi? Deci este foarte activ. O vine cu contractul, jos cu unii, ziceți, mă, ce vă interesează? Păi dacă dați soluții, măsuri care să luați împotriva lui, bă, suntem concesiunea. Pune în discuție, dacă tu nu vrei să te subordonezi și nu vrei să te prezinti niciun program de coșuna, nu ai nicio treabă și așa. Dacă nu ai de gând, nu vă duci, nu vreau să vă duci, nu vreau să vă duci. Domnul Trutu, vă rog. Dom'le, noi ce spunem populației? Că am concesionat 318 hectare, da. Și restul de hectare care nu le închiriem, nu facem nimic, e la liber, așa, fiecare cum vrea în comuna asta, nu? Uh-huh. Nu raportează nimeni, nu are treabă nimeni cu nimic. Și domnul Ciobănașu vine și spune și cu face de ce facem tot. Păi cine raportează? Asta nu vine nimeni să raporteze. Asta trebuie. Asta e vorba de restul izlazului, peste 318 sau câte. E vorba de el, care s-a făcut niște acte de punere în valoare. Dacă sunt câteva zeci de hectare și așa nu sunt concesionat, nu se face cu planul ăsta de... Amenajamentul pastoral a spus că la deci. N-ați spus de atâtea ori. 10 ani, dar ăsta acum se face alt amenajament. Se face al pășunilor, care îl face cu fonduri de la Direcția Agricolă.
Aia de la pedologie. Până atunci nu poți face nimic. Noi nu putem face nimic. Dar în schimb, ne chemăm să vedem materialul de pe izlaj și nu le ia nimeni la prețurile stabilite în actul de punere în valoare într-un curs silvic după normele lor. Nu. Acum urmează la baltă și... Poftiți? Dăm la populație. Dar nu poate că da. Și cine plătește 1.100.000 în picioare? Păi nu, dar dă cu 50-60 grei. Reduce și urmează. Asta urmează. Îți face domnul Vici un referat. Stabilește. Nu, problema la acord niște premii, o punem în discuția Consiliului Local. Problema este... Doar crește pădurea asta, noi facem un manual. Le-am luat crește, ce fac, cum se face, ce o trezim. Nu, da, mai ales, mai ales și ce nevoie este. Și contractăm o societate care să facă trebuie. Aici te-am așa și îmi iau cu ce ce facem? Pădurea pe crește, tu pare. Vrem un pădurie. Domnilor, vă stați un pic când învântim un județ. De câte ori discutăm de restul de pășunii din Chiriat, ne ducem la câteva hectare care trebuie să le taie cineva, când s-au făcut pentru tăiat. Faceți anul și scoateți și Chiriat. Restul. Câte hectare aveți dumneavoastră care le-ați scos pentru exploatare de lemn și astea? Câte? Două paniste. 20 de hectare. Câte? 40. Și până la 900, până la 800 și cât? Nu mai bagă când nu vinim. Domnule, lăsați alea. Dați-le deoparte, alea 100, poftiți. 300 le-ați închiriat, 100. Dați-le deoparte și mai sunt restul până la 800. Ce facem cu 400 de hectare? Vă întreb. Toate, le urmează toate trebuie să vină. Domnul Vechi, dacă alea 40 de hectare, după ce se face lucrările astea, se poate așa? Nu știu, domnule. Sigur nu. Dar dați-le deoparte, că sunt o sură, poftim. Ce faceți cu celelalte 400? Da, da. Ei, luat numai prin extracție. Ce-o fost băie rău, ce-i băjat. Cine v-a spus chiterele astea? Ați văzut așa, ați văzut? Da, eu specialist, nu-i așa? Întrebați-a Fileașcu, ce-a marcat. Dar lăsați, domnule, eu marcat cu marcă de pregătură. Domnul, când pregătim cealaltă pășune pentru chiriat, cine s-o ocupă să ducă să facă amenajamentul pastoral la județ, că acolo sunt alte complicități? Ăia de la județ așteaptă să facă banii de la comuni. Faceți amenajamentul și duceți pe... Bani de la Ministerul Agriculturii se ocupă șeful de la pedologie, acolo cu totul. Noi nu ne costă niciun ban pentru amenajamentul ăsta. Ați dus documente să înceapă drumul? Toate trebuie până la ora actuală, veni și directorul aici, sau încheia contracte, acum așteptăm... Încheia contracte, așa ceva? Ei, sunt. Păi haideți ca să răspundem public, domnule. Că noi avem interesul să dăm celelalte 400 de hectare în închiriere la cetățeni. Da, sau nu poți să le dai până nu se face amenajamentul ăsta. Noi avem amenajamentul. Și veniți, să lucrează la el, veniți, să apucă de el. Nu s-a apuce. Banul ăsta? Ce poți să-mi dau ori? Nu, dar nu ăsta să-mi dau ori. Sunt banii de la ori. Deci am intrat deja în capitolul divers. Haideți să... Cine mai... Deci eu oricum mă înscriu la capitolul divers și cu o problemă, cu o declarație politică. Vin pe dumneavoastră. Haideți ca să facem o listă pentru discuții, pentru diversii. Cine dorește să ia cuvântul și problema? Vă rog. Domnul Paul Potoroac. Problema? Prelungirea Comisiei de Analiză și Verificare. Deci, parlamentarii au fost doar pentru 30 de zile. Și vrem să mai prelungim cu 30 de zile ca să terminăm lucrările Comisiei. Analiză și verificare și verificare. A transportului public școlar. Bun. Altcineva. Domnul Puliu. Am solicitat ieri. Se scurt, așa să mi se prezintă stabil implementării măsurilor la curtea de conturi. În urma comisiei care a venit de la Ministerul de la APEI, a fost domnul primar și domnul vice, dacă s-au înaintat demersuri pentru lucrări acolo la colaborare. Ce mai?
ce mai dorești? Mai trece și Matalba, nu-ți nimic. Dar eu m-am trecut. M-aș trece, dar chiar n-am nicio idee. Zâmbați, ce faci să nu-mi trece? Dă-mă idee. Nu-i bărbă, e? Sunt treabă, ce să zici, ce să mai întreb? Dar să vrei că el nu știu că este aici. El nu știu că am. Haideți să dăm drumul. Deci eu m-am trecut primul, dar aș vrea ca o să fie dezbatere mai lungă. La domnul Paul Păturar. Ziu, care este ca să mai ținem piele la degeaba dacă este, nu? Are, doamna, dar de ce, doamna, nu? Vă da. Problemă? E ședință de comunist de Consiliul Local, este ora 4:30 și trebuie să stea. Da, mă, dar grav. Putem la program. Da, grav. Da, la domnul Paul, ce? O lungi 130. Da, deci, da, o lungi 130. Dincolo, la domnul Ion Ciobanașu. Am fost cu comisia acolo, au rămas ei să uite exact, să vadă dacă e intabulat la apele romane sau nu și să-mi dea răspunsul. Că în rest, dacă nu e intabulat la apele romane, s-ar putea casetele cele. Noi trebuie să doneze statului persoanele de acolo. Trebuie să aducem întâi un topograf, să facă măsurătoarele, îți donează cât vine, 2 metri, 3 metri fiecare, ca să mutăm casetele de acolo. Cam atâta știu, deocamdată. Da, plăcere. Da. Așa. Atunci am să fac eu următoarea. Deci dacă... La Curtea de Conturi. Spune. Da, dar noi, noi întrebăm, noi nu spunem. Noi am spus odată. Așteptăm. Da, da, sunteți președinte. Da, sunteți președinte. Răspundeți la întrebarea pusă de domnul cu implementarea... Făcut adresă tuturor societăților pentru care s-au lăsat măsuri, avem o parte din răspunsuri, așteptam să vină Curtea de Conturi pe 28 la măsuri, cum au venit. O să vă fac un raport, să vă fac copii după documentele pe care le-am făcut, le-am trimis ce am primit răspunsuri. Dacă îți spuneați de ei... Dar cum am spus de ei? Am spus de ei? Dar am scris pare rău, mie nu mi-a spus de ei. Scrie și în nota la vreo zi de mare. Eu mă cred un cuvânt, doar cu mie nu mi s-a comunicat. Dacă, dacă, dacă am montat în fiecare birou câte, un, câte o boxă și apăsăm pe butonul din sala de ședință, eu am stat 10 minute în timpul cât am stat eu acolo, nu s-a discutat despre chestia asta. Chiar n-am știut. Am discutat diverse despre ea și... Nu, mai eu vă cred pe cuvânt, doar că... Am văzut pe ei? Nu, și așa, în principiu, cât să recuperați sau cât... Ce procent din ce... Avem răspunsuri de la societăți, documente depuse. Bine, la societăți, noi vă referiți la alea cu taxe de drum. Ce a fost imputat salariaților este în curs. Fiecare salariat plătește lunar o sumă, câte 100 de lei pe lună. Ce are voi la asta? Și le-ați făcut răspuns pentru fiecare din cele sesizate de ei. Absolut. Și l-ați trimis? Nu, nu l-am trimis. Dumnealor trebuiau să vină pe 28. Să vină Curtea de Conturi. Doar că... Din să vadă ce-o lăsat și ce deci, s-o scrie. De... Nu scria că noi trebuie să ne prezentăm. Nu, nu. Pe 28, dumnealor trebuiau să vină la măsuri. Se pare că nu au venit. El când vine, ia ce ți-au lăsat, ia-ți vă ce ai făcut, ce-o adus aia. Și face alt proces verbal care împart. Sarcină. Da. Deci, dumnealui, în funcție de ce noi am adunat până la vremea actuală, ar trebui să spun. Da, da. Mai așteptăm. El când vine, lasă scris. Domnul. Dacă vreți, o să vă fac o informare. N-am știut, n-am avut cum să înțeleg. Vă fac copii după documente, ce e nevoie. Trebuie să știm. Cu mare drag, dar știam pe ce ați. Domnul Puiu, consulent. Da. Sumar. Atunci, am să fac, am să iau eu cuvântul. Deci fac următoarea declarație politică, în conformitate cu articolul 61-62 de regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local. Domnilor consilieri, vreau să fac câteva precizări din punct de vedere politic, din partea grupului liberal și să supun plenului câteva chestiuni legate de funcționarea Consiliului Local și punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local votate de Consiliul Local. Așa cum spune în articolul 68 alineatul 1 din legea 205. 1. În anul 2017 și până astăzi,
Consiliul Local a aprobat peste 100 de hotărâri a Consiliului Local, asigurând condiții optime de desfășurare a activității primarului și aparatului de specialitate în comuna său, fără a se ține cont de culoarea politică și totul înspre binele comunității. 2. Chiar dacă pregătirea ședințelor de Consiliul Local și a ședințelor comisiilor de specialitate ale acestora, privind documentele prezentate, care au fost de multe ori superficiale și cu multe carențe de ordin legislativ, Consiliul Local a corectat și a aprobat, cu îndeplinirea procedurilor legale, aproape toate proiectele de hotărâre propuse și inițiate de primarul comunei său, care au fost supuse dezbatere. 3. Au fost însă inițiate și aprobate multe proiecte de hotărâre de către consilierii locali, considerând că astfel contribuim la o nouă viziune de dezvoltare a comunii și la clarificarea unor domenii care sunt intenționat lăsate în urmă sau în zona gri, după cum urmează. Posibilitatea concesionării sau încheierii pășunilor și redarea pădurilor. Refacerea zonei centrale a localității centrului civic prin realizarea de proiecte amenajare și modernizare. Achiziții de imobile și teren. Reabilitare și modernizare bisericilor de la toate culturile. Introducerea canalizării. Reglementarea juridică a târgului comunal cu orașul Comănești. Și aici am să dau exemplu de proiecte implementate și elaborate de către consilier local. A. Regulamentul privind organizarea, desfășurarea pășunatului și exploatarea pașilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei său. Care, după cum bine ați... Am scos tot textul aici din ordinul 809 din anul 2016. Am discutat mai mult. Dacă este nevoie, eu dau efectiv ce am sintetizat și vă spune pe scurt așa. Deci, hotărârea nu se pune în aplicare. Când ne convine sau nu ne convine, ăsta este adevăr. 2. Nomenclatorul stradal conform normele registrului REMS. În octombrie, parcă anul trecut, am trimis secretariatului nomenclatorul stradal. Nici până la această oră nu este ieșită hotărârea de Consiliu cu nomenclatorul stradal aprobat. De ce pun această problemă? Ca mâine, deci ați introdus în discuție publică pugul comunei său, care la data discutării a fost retras. Deci a fost introdus în Consiliul Local, ca proiect de hotărâre, și a fost retras. Ca fără să știm noi, a fost introdus în dezbatere publică. Fără să se fi ținut cont de ceea ce s-a specificat până la momentul în care s-a retras din Consiliul Local. Și acum vine întrebarea. Păi dacă nomenclatorul stradal nu este gata, de ce dumneavoastră forțați mâna ca să faceți pugul înainte de vreme? Când pugul ăsta are o grămadă de lucruri care sunt, eu am umblat și am căutat foarte multe chestii în el, în neregulă, dacă o să apară pugul cu planșele, cu tot ce este, în forma în care se copie din nou pugul făcut de acum 10 ani de zile, vă spun că o să fie mari probleme la aprobat. Deci, nu se dorește introducerea străzilor în pug. Comuna său nu are sediu pe o stradă. Ca dovadă, domnul Tăzăuanu, într-o ședință de Consiliul Local, a explicitat chestia, cea că a avut necaz din cauza asta. 2. Hotărârea de Consiliul Local, achiziția complexului comercial, nepunerea în aplicare a hotărârii Consiliului. Și alte proiecte. Acum, pentru a informa corect public, menționez că cele trei comisii legate, aici mă refer la achiziția complexului comercial, ne-a fost înmânată o scrisoare. Nu am răspuns. Da. Așa. Deci după toate demersurile care au fost făcute de către comisia, deci comisia numită, ca să mergem pe documente,
Deci, comisia ce va reprezenta OAT a său la licitația privind achiziționarea imobilului complex comercial. Scrie aici în hotărâre și spune așa. Se constituie comisia formată din 5 membri. Rădulescu Constantin, primarul, Budacă Emilian, viceprimarul, Dălău Pavel, inspector, compartiment financiar, Pui Eugen, consilier local, Cotoroacă Dan, consilier local, președinții comisiilor. Se aprobă suplimentarea prețului de achiziții menționat la aliniatul mai de sus, la nivelul necesar al judecării imobilului mai sus menționat, în condițiile menținerii unui echilibru între prețul ofertat și prețul real. Bun. Deci asta este hotărârea comisiei. Hotărârea Consiliului Local cu comisia care trebuie să se ocupe. Datorită faptului că nu s-au pus în aplicare. Deci avem aici documentul prin care a fost achiziționat caietul de saci. Este nota prin care către Consiliul Local a lichidatorului, care ne informează că ni s-a aprobat cererea de cumpărare a complexului comercial și ni se solicită ca în termen de câteva zile, de 5 zile mai precis, să achităm garanția de participare și să facem pașii care sunt stipulați aici. Am avut dezbatere pe problema asta. Domnul președinte a Comisiei Juridice și administrarea locală, domnul Eugen Puiu, a înaintat o scrisoare primarului Comunei Asău. Și ni s-a răspuns la asta, către Consiliul Local al Comunei Asău, comisia care se ocupă de achiziționarea complexului comercial din centrul Comunei Asău. Pe domnule primar, eu vă întreb așa, dumneavoastră care sunteți primul în comisie, răspunde dumneavoastră în calitate de membru din comisiei Consiliului Local? Eu n-am participat la nicio întâlnire cu lichidatorul și cu nimeni. Să nu spuneți mie treaba asta. Să anunță cu o oră înainte, sună de la Comănești, să vină comisia. Eu eram la o ședință în Bacău. Cum să ajung eu să plec din ședință cu o oră înainte? E adevărat sau nu? Nu asta este problema. Ba da, problema nu numai cu problema nu numai cum credeți dumneavoastră. Hai să spunem exact cum este treaba și apoi o vedem în continuare. Cine, comisia cine... este formată din 5. Da. Deci nu ați participat. Eu nu am participat, că n-am putut. S-a mai înțeles. Nu ați participat. Ați fost dumneavoastră. Nu ați fost dumneavoastră. Da. Nu ați fost dumneavoastră și contabil. Da, s-a anunțat o oră înainte. Nu. Lăsați asta cu anunțatul. Dar comisia. Nu luați loc. Dar de ce să luați, da, da, bun. Cum numai ce vrei dumneata? Trebuie să spunem exact care e situația. Cum adică? Lasă asta. Că nu vă convine, lasă asta. Ce să lasă? Nu lasă nimica. Trebuie lucrat după lege. Spuneți în continuare și eu vă răspund. După lege, da. Da, așa după lege, este. Da. Că eu nu lucrez de capul meu în comun. În anul 2017, da. Dumneavoastră nu ați făcut niciun demers în asta. Da. Și la oferta aia de cumpărare, da. S-a răspuns, se respinge oferta. Ați mai făcut un pas după aia? Ca făcând parte din comisia asta? Nu, ați făcut dumneavoastră. Păi da, și acum haideți să trecem la concret. Și acum de ce, nu se, poate, de ce nu se poate plăti lăsați treaba asta și care de ce se poate? Lăsați dumneavoastră. Cum adică să lasă? Deci eu în momentul ăsta... Da, ai dreptul să vorbești? Deci eu vă dau cuvântul să vorbiți după aia. Acum ați adresat Consiliul Local. Da. Și eu prezint Consiliul Local. Așa, această dar cum prezint eu? Și spuneți așa. Având în vedere... Adresa numărul, din data. Bun. Prin care, care solicitați acționarea așa, în consecință vă comunică. Și având în vedere hotărârea de Consiliu, așa vă comunicăm următoarele. Având în vedere articolul 14, aliniatul 2, din legea 273/2006, privind finanțe publice locale, prin care se specifică cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale. Da. Având în vedere articolul 42 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. 2. Pentru obiectiv, pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare. Informațiile financiare vor include valoarea totală a proiectului, creditele de angajament, asta după lege,
creditele bugetare, graficul de finanțare pe surse și ani corelat cu graficul de execuție, analiza cost-beneficiu, care va fi realizată și în cazul obiectivelor derulate, costurile de funcționare și de întreținere după punerea în funcțiune, propune emiterea unui noi hotărâri prin care să se stabilească destinația expresă pe care o va avea obiectivul ce urmează să fie achiziționat, dar și efectuarea unei expertize tehnico-economice din care să rezulte starea tehnică a obiectivului care dorim să-l achiziționăm la momentul acesta, valoarea sa reală, precum și costurile necesare pentru transformarea sa până la a fi optim destinație pe care o stabilim. Ce vrem să facem din ea? Dumneavoastră ați spus câteva idei acolo, da. Dar am înțeles și de la alți consilieri că mai trebuie așa ceva. Așa. Costuri necesare pentru transformare. După parcurgerea acestor etape, în baza documentației rezultate, cu mențiunea că poate fi acționat, voi semna ordinul de plată necesar. În afară de asta, din turma toate discuții pe care dumneavoastră nu le-ați... Vă rog frumos, dacă îmi permiteți. Da. Ziceți că vă trebuie deci, așa. V-am dat voie ca da. Să vă prezentați. Nu mi-ați dat voie, eu am locul vânt. Când o să fiți dumneavoastră președinte de consiliu, ședință, o să prezentați dumneavoastră. Da. Bun. Deci astea sunt documentele care prezentați dumneavoastră Consiliului Local, că nu puteți achiziționa. Da. Și atunci am să vă citesc eu dumneavoastră în baza legii. Pentru că a fost prost început. Lăsați domnul primar că a fost pentru prost început, la dumneavoastră toate sunt prost eu început. Eu m-am consultat, încă o dată vreau să afirm, nu am nimic împotriva achiziționarea acelui complex. Da, clar. Da. Dar apoi, din discuțiile cu specialiștii în finanțe, cu reprezentanți, de la... E, nu vedeți că trebuie să facem ceva, ne punem semnul. Trebuie respectată legea, semnați dumneavoastră în loc. Este un proiect de hotărâre. Ce e proiect de hotărâre? Pentru că este hotărâre, poate fi. Vă rog, nu e ok. Discuția așa. Nu suntem în stare. Nu spune nimeni să luați, să se parcurgă procedura legală pe care au îndrumat-o specialiști. Concret este că nu putem lua o pară din terenul. Pentru că nu stabilim, noi nu luăm prețul care îl vrea vânzătorul. Noi trebuie să scoatem mai puțin. În afară de asta, că dați-mi voi. În afară de asta, erau două posibilități mai mult. Era, nu l-au luat nimeni până astăzi. Noi am dat mai mult. În afară de, erau două posibilități care, că noi n-am dormit în perioada asta de Balamuc. Noi în perioada asta ne-am consultat și noi cu specialiști. Ori trebuia să domnule, dați voi. Vorbele nu se cost la dosar. Hai spuneți-ne dumneavoastră povești. Dar lăsați să-i explic, eu nu povești. Dar povești așa ce spui dumneavoastră, nu eu. Care stau într-un jurist și un specialist. Dumneavoastră, până la sunteți în culpă, domnul primar. Nu sunt nicio culpă, dați-mă în judecată. Păi, așa, dați-mă în judecată. Stați liniște. Dar vreau să vă spun. Domnul primar, o secundă, că eu n-am terminat de expus ce am de expus. V-am dat voie, v-ați citit răzbunul. Nu mi-ați dat voie, am spus eu. Da. Bine, spuneți. Ca să clarificăm în baza legii care dumneavoastră face... În baza legii care aveți dumneavoastră. Nu, 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 dumneavoastră nu cunoașteți legea 215. Dumneavoastră veniți cu legea, veniți cu legea 273, care doamna contabil șef invocă niște probleme aici și de ordonator de credite. Vă spun eu dumneavoastră că, de fapt, aveți totul la dispoziție, numai că nu vreți să puneți. Și acum am să întreb informații financiare. Deci, ordonatorii întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația funcțională. Doamna contabil șef, ați avut clasificația făcută cu obiectivul ăsta trecut în buget și bugetat? În buget este trecut. Dar ați avut toate documentele necesare să-l treceți în buget? În baza la ce l-ați trecut în buget dacă n-ați avut documente? Eu anul ăsta l-am trecut ținând cont că era un obiectiv în continuare de anul trecut. Deci ați avut hotărâri din Consiliul Local și l-ați avut bugetat, da? Da, sigur. Bun. Programul de investiții financiare și nefinanciare, când l-ați trecut, ați avut din ce să-l treceți? Repet, eu l-am trecut în baza listei de investiții de anul trecut ca fiind un obiectiv în continuare. Știți că a fost trecut cu altă sumă, s-a modificat, da, a avut sumă 250 de mii. Hotărârea 17 din 15 februarie 2020. Spune așa. Are trecut în ea, deci au trecut toate cheltuielile care sunt necesare pe puncte. Iar la comisia care se ocupa de complexul ăsta, care a fost numită prin lege, prin hotărâri de Consiliu, scrie așa.
Deci hotărârea 4 din 26 ianuarie 2017 scrie: prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică comunicată instituției prefectului, serviciului juridic, controlul legalității, act prin grija secretarului comunei a său, primarului comunei, compartimentului dezvoltare, compartimentului financiar contabil. Să citesc mai departe. Ați îndeplinit, doamna secretară, din pozițiile astea? Pentru că spune așa. Deci, articolul 49 din 215 alineatul 1, hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data comunicării. Deci, potrivit alineatul, aduce la cunoaștere a hotărârilor cu caracter, se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale de către prefect. Ați avut-o, da? Secretarul îndeplinește conform legii următoarele atribuții. Avizează pentru legalitate, doamnă, hotărârile Consiliului Local. Hotărârea asta este ilegală? A acceptat-o prefectura? Aveți ce? Are cineva să conteste ceva la hotărârea asta? Cu documentele din spate? 2. Spuneți așa că valoarea totală a proiectului și cu restul din el. Nu ați avut documentația, nota de fundamentare, doamna contabilă? La hotărâre? De doamnă, dar aveți hotărârea, vă citeți hotărârea. Am avut doar hotărârea fără notă de fundamentare. Eu până ieri nu am avut caiet de sarceni. Dar unde a fost, doamne, la bătă aia clasă? Ce i-am luat luni de la tine? Doamne, dar ce mi-a scăutat? Vă rog frumos. Nu sunteți venibili în situația asta. Vă rog frumos. A fost la tine. Doamna secretară, hotărârea din Consiliul Local este comunicată contabilității? Verificăm registrul. Păi, doamnă, dar noi facem hotărâri și nu uităm la ele, nota de fundamentare scrie tot unea. Vă citesc din nota de fundamentare, că am extras. Scrie așa. Considerații de generale. Ca să vă răspund punctual, doamnă contabil, că ieri spuneați că nu am nimic. Că nu trebuie să-mi răspundeți. Dar cui, doamnă, dacă... Păi, dar cui să răspundeți, doamnă, dacă hotărârea de Consiliul Local are toate documentele, așa. Și vorbea că e proiectul nostru. Lasă vorbească unul și doamnă, eu am aici un răspuns. Primarul spune. Spune Consiliului Local. Că noi n-am îndeplinit pașii ăștia. Scrie aici și-i semnat de primar. Doamnă, suntem sub ordinea lui. Eu vă aduc documente prin care ați avut toate informații. Deci până la urmă eu n-am vrut să fac ordine. Doamnă, de mine nu mă interesează. În hotărâri scrie cu ducerea la îndeplinire, sunteți și dumneavoastră. Doi. Dau deoparte asta, că tot la de fundamentare are necesitate, oportunitate, tot. Te dau deoparte. Da, uite, e parte aveți, din dumneavoastră. Ați plătit, doamna contabilă, ați plătit caietul de sarcini pentru achiziția complexului? Ați plătit caietul de sarcini? L-am plătit în 2017. Știați de el, doamnă? Doamne, nu e aici chestia. Aici e forma prin care... Ce m-a scutat în primării? Stați o leagă. Deci ați plătit, păi... Vorbim la resursi. Să pune problema formei prin care se achiziționează uleacul. Dar făcut, domnul Dumnezeu. Dar făcut spre toți pașii. Dar stați pe uleacul. Care-i pași, domnul primar? Să pune și inventați de dumneavoastră. Să pune problema formei în care se face achiziționarea acestui obiectiv. Nu se face sub nicio formă, sub legea achizițiilor publice. Să pune la prețul care vrea el, normal trebuia noi să scoatem la licitație, nu că nu te lasă, trebuie să spun, nu te lasă să vorbești. Da, trebuie să scoate, să spune că dorim să achiziționăm o clădire, exact cam cum e asta. Și ei puteau să vină și să spună, noi avem alt. Domnule, nu se vrea, domnule primar. Nu mai mă nebuniți, domnule. Nu mai credeți cu avioane din astea, că sunteți pe lângă lege. Habar n-aveți de lege. Pe lângă lege, eu așa ceva, poți să mai citești mata calendele greșite. O să mergem în instanță. O să mergem în instanță, nu vă faci. Că nu-i corect ce faci. Păi nu-i lege. Adică, doamne, a făcut să emit în ordinul de plată, ca să aveți neastră și semnat. În primul rând, semnez. Domnule primar, acum spune-mi, dumneavoastră cereți expertize în lichidare, domnule. Când lichidatorul juridic are un tribunal la expertiză, veniți dumneavoastră, dar nu vă crează nimeni de sănătate. Eu dau bani că-ți cer eu. Da, domnule, asta aveți grijă, dar 2 miliarde și 300 care trebuia să ne luați de la lichidator, de la complexul anuatorului. Cine vinde, vrea să vândă cât mai spun. Da, am înțeles. Dacă nu mai putem întâlni... Vă rog frumos ca să termin expunerea. Aveți toate documentele așezate la dosar, da, cu număr de intrare, deci din 22.02.03.2018, către Consiliul Local și aveți tot aici și a trecut în asta.
Tot. Da. Cu caierii sate. Forma care. Așa? Cu forma care a cerut, doamnă. Domnule, dar aici mai este lichidare, domnule, este licitație publică. Ce vorbiți dumneavoastră aici? N-ați făcut nicio referire și nici în răspunsul pe care ne l-ați dat nouă, decât la legea 273. De ce nu faceți referire la legea achizițiilor publice, legea 98? Da, să spuneți. Și să citiți articolul 29. Spuneți, doamnă. Citiți articolul 29. În cazuri excepționale, da, cu condiția să expertizează, să nu vede... Nu ce expertiza în condițiile în care îl cumperi la o valoare. Vrei să-l transformi, știi, costă o valoare, adunând cele două valori. Dar costă mai mult decât metru pătrat de construcție nouă. Cine știe cât costă? Eu nu trebuie să-mi fac un calcul. Păi aveți, domnule, raportul de evaluare de evaluare la dosar. Aveți raportul de evaluare la dosar. Evaluare? Dar când mă costă pe mine să-l transform? Haideți, domnule, în ce? Dar ce treabă aveți dumneavoastră? Păi ce? Luăm mere și vorbim de BR acum, domnule. Păi da, domnule, raportul de evaluare făcut. Deci, beneficiar, lichidator, judiciar, judecător, adunarea creditor. Dumneavoastră veniți aici cu legea contabilității și ne aruncați nouă în cap toate lăturile. Eu am vorbit și cu Curtea de Conturi. Lăsați Curtea de Conturi. Curtea de Conturi nu face lături, domnul primar. Veniți dumneavoastră să ne spuneți acum că faceți expertiză la serien. Ca să putem încheia. Și noi știm de ce nu vreți să poate o să dovedim în instanță. De ce anumit vreastră și cu doamna contabilă nu vreți să faceți asta? Dar eu nu înțeleg ce am vrut să ne vreau să-i ascult o doamnă cu ăsta. Părerea mea este în felul următor. Delegați din rândul dumneavoastră, 1, 2, mergem la Curtea de Conturi cu actele în braț. N-avem, ce să facem? Dacă n-ai cumpărat nici. Încă o dată vă repet, vorbele nu se coasă la dosar. Faceți adresa dumneavoastră să vă răspundă punctual. Punctual, să vedem dacă vă trebuie. Mâine vă aștept la mine să o concepem. Domnul primar, lăsați-mi prea pe termen. Eu mâine mă duc în contencios. E dimineață. Și ce dacă? Dar ce vreau să duc cu așa să povestim acolo care interesul dumneavoastră vis-a-vis de obiectivul ăsta. Că dumneavoastră știți de ce nu vreți. Și știm toți, normal știm toți de ce nu vreți. Știți că v-ați opus de când a venit ideea asta. A rămas acolo la nimănui, nu vrea să le ia. Nu avem o palmă de pământ în fața primării, nu avem o parcare, nu avem... Poate alte generații vor să dezvolte mai capabil decât să întrebă astăzi. Dacă tu nu ai... Banii sunt, trebuie forma legală. Sunt plătit jumate de valoare. Trebuie dumneavoastră că eu în litigiul ăsta. Sunt plătit jumate de valoare. În discuția asta între noi, eu am vorbit cu portarul de la audiție financiară și am vorbit cu portarul de la... Vedeți că se dovedează. Vorbiți cu cine vreți. Dar ieri se făcea discuții referire la împuternicirea, delegarea de competențe către viceprimar. Da. Vreau am înțeles că a spus da, îl deleg. Da, dar nu să-l deleg, păi eu dacă îl deleg tot eu răspund. Dar nu că ce vreți, mă, dar eu subsidiar răspunde cu dumneavoastră, domnule, prin hotărâri de Consiliul Local. Bă, știți care-i treaba, ca să nu lungi în cearta. Hai ca să... Acționați, învățați și ce o să spune instanța acelui. Absolut ce o să spune. Atunci ce o să faci pe tu subsidiar să ne trase banii a 8 de ani. Sau 9, pe banii a 8. Știți ce mai grav, domnul primar? Așa că ridicat total în fața vă trase banii a 8. Și nu numai. Și nu numai. Comuna său este... Eu am nevoie să ies bine la controlul financiar, că trebuie să credita la o bancă. În fața vânzătorului... S-a văzut și la Curtea de Conturi când s-a spus să vadă finalul. S-a văzut și la Curtea de Conturi. Este cazul înapoi. Dar de ce spune? Dar dumneavoastră a spus bine. Aveți interesul să iesă. Păi, dar bineînțeles că e banul public și răspunde. Păi da, și ia că trebuie de bine să-l trebuie banul public. Dacă se iei pute, nu vă ia dumneavoastră nimic. Domnule, aveți o singură obligație. Dumneavoastră ați hotărât să-l achiziționați. Din modul de achiziționare, bănuiesc că răspundem noi, nu? Nu, comisia pe care... M-ați știut că răspundem dumneavoastră. Comisia pe care... Și hotărârea, mai hotărâți toată de către... Răstrăim hotărârii de Consiliul Local, pe care dumneavoastră aveați tot dreptul de pe fața Pământului să le contestați. Ca nelegale, la vremea respectivă, spui eu nu fac parte din comisia asta. În hotărâre nu spune forma prin care se achiziționează acel lucru. Eu nu v-am întrebat, iarăși îmi răspundeți de mere. Hotărârea este să se achiziționeze plus. Ascultați-mă un pic. Dar spune forma prin care... Ascultați-mă un pic. Eu, din discuții cu care am vorbit, inclusiv juriști, plus de la audit, de la Curtea de Conturi, din discuțiile lor,
nu este procedura care dumneavoastră... Dar cum trebuie să obținem moștenirii? Scoasă de bancă, cum vrea banca să... Dar cum trebuie să cumpere? Uite că avem proiecte de la... Uite era proiectul ăla... Dar nu mai discutăm de proiecte din țară. Avem exemple de la toată lumea din țară, care a gestionat o clădire sau o palmă din pământ, pentru că nu o luăm pentru persoană fizică acasă. Unii, a comunii astea cu cei o să o luăm. Nu o să o luăm. Nu o să o luăm. Nu o să o luăm. Cine se mai duce la ei? Adică ți-o lăsat-o fi la ei? Nu e eu abicunzat. Dacă cineva mai are locat la acela gros să ducă în fața lor și să le mai propună o viață să-l luăm, deci un obiectiv, deci un obiectiv cu 4,2 miliarde, 1600 de metri de părat de pământ și un complex care nu e care dată fie funcțional. Noi reavoiți, dar trebuie respectați pașii respectiv. Care-i pașii de v-am citit din lege? Dumneavoastră, de ce mi-a citit din legea contabilității? Pașii sunt respectați. Din legea finanțelor publice? Hai să punem pe picior de... Când dumneavoastră aveți toate documentele la dispoziție pus... Păi așa trebuie, domnule, așa trebuie. Așa dacă ne lăsim cu ele, dacă ne lăsim... Să cineva să hotărască și altul să plătească, nu? Să plătească, domnule. Dar este o hotărâre ilegală, domnule. Este o hotărâre ilegală? A spus... Doriți, mâine mergem... Cu cine deranjați dacă facem o expertiză și facem așa și dăm drumul și continuați să... Domnule, dumneavoastră sunteți reacționari, vă duceți și faceți expertiză lichidatorului judiciar, ce Dumnezeu? Nu. Deci am discutat cu banca Transilvania și cu nici din altă clasă. Cum să te duci să faci lichidatorul, îi faci tu expertiză? Sau cum? Dar ce te duci să iei din altă parte și trei lichidatorul? Să-l scoatem la licitație. Noi să-l scoatem la licitație. Nu, adică vrei să cumperi. Cum? Vrei să cumperi o clădire cu criterii, cum arată ea, caracteristicile ei. Și el vine, da, domnule, eu care am de vânzare, vin la dumneavoastră. Că vreau de vândut o casă. Păi ai cumpărat caietul de sarcină, ai cumpărat tot pașul necesar ca să faci asta. Asta am spus, doamna Hăinean. Doamne, noi facem o acțiune că vrem să cumpărăm un imobil pe și pensiune de nu știu ce. Și n-am făcut asta. Dar noi facem licitația, adică... Cum se fac eu licitația pe cumpărul altuia, domnule? Fac eu licitația. Nu, 10 de licitație. Crească Dumnezeu ăsta, e o inepție. Exceptează. Păi ce, hai să zic că cumpărăm, vă spune banca. Mie așa mi s-a spus că trebuie evaluat de voi, chiar de curtea din conturi. Nu există. Dumneavoastră nu credeți nimic, dar și nu vreți să... Și totuși face valori. Și vreți să care va mai oameni cu mine. Totuși face valori. Domnul primar, domnul Miron i-a arestat la momentul ăsta cumva, a achiziționat blocul de la Comănești, un hectar de teren. Păi da, dar știți care-i treaba? Blocul va avea continuare aceeași activitate. Lăsați-mă și să vă spun eu, pe aceeași formă de lichidare judiciară. Nu a fost nevoie de nicio evaluare. Aici trebuie, pentru că el va fi transformat. Nu știu de ce nu fac biserică, nu știu de ce fac biserică, nu știu de ce fac biserică. Adică nu știu de ce fac biserică, nu știu de ce fac biserică. Păi n-ați spus că... E vorba de hotărâri care le achiziționezi și dă-l exemplu că faci nu știu ce. Asta va stabili o nouă hotărâri din Consiliul Local ce-ți va întâmpla în el. Că ai pus ca să fie intat cu piața cu altătare, trebuie să punem altceva, biserică. Da? Aici e ideea voință și scurt. Când am spus și domnul Bic, degeaba vorbește și degeaba vorbim toți. Suntem obligați. Adică dumneavoastră, domnule primar, contestați hotărârea Consiliului Local. Nu contest. Nici mai mult, nici mai bun. Și aia e fundamental, aia este. În ea spuneți că vreți să-l achiziționați. Dar forma legală... Ce formă legală, domnule dumneavoastră, domnule primar? Asta înseamnă că spuneți forma legală în condiții în care aveți tot. Asta înseamnă că nu vreți. Înseamnă că nu știți, domnul primar, nu știți nici legea achizițiilor publice 98, nici nu știți că achiziția la imobile nu se face în fața lui 98. Nu știți, domnul. Ăsta este răspunsul. V-ați ascuns după un dege, după declarația de 98. După nimeni. Pentru că trebuie să fii nebun să nu le iei. Când bani sunt, când e aproape. Hai să facem treaba asta. Hai să luăm. Nu-i bună voință și n-ai cum să iei. Nu-i bună voință. Să mai accept două, trei de... Domnule, răspunsul este unul și limpid. Vă bateți joc de Consiliul Local. Ăsta este singurul lucru de care faceți. Nu, domnule. Ca dovadă că, în afară de niște proiecte care au fost stâmpiți și aprobate tot de noi, primăria este jalnic cum arată, centrul civic arată jalnic. În condițiile astea... 2,3 miliarde de taxe și impozite n-am luat până acum de la complexul. În condițiile astea,
În condițiile astea... Dați-mi voie să vă prezint raportul primarului, că n-am să ascult eu numai ce vreți dumneavoastră. Nu-l mai prezentați. Ai luat atunci atunci, care scrieți odată pe lună și aruncați cu noroi. Nu fost despre el, dar pe ce m-ați prezentat? Începe jihadul, ce cauți și vorbe de polițian. Bun, începe jihadul, zice el. Nu știu ce începe, clar, este clar și se vezi oricine ne-a suit din avion. Că trebuie să facem ceva, în condițiile astea nu poți să rămâi. Te v-am spus, nu le-a nimeni acasă la lucru. Ați ajuns la ora asta, aveți 2,3 miliarde de taxe și impozite nerecuperate. Da, domnule. Da. Asta vă place, domnule. Asta vă place, asta vă place, nu fac și eu ca domnule. Deci știți de ce o să vă vedească de ce vă pădut toate astea? Atâți ani de zile, ați acceptat de ce? Că sunteți lucruri. Răspunsul dumneavoastră este clar și limpede, de nu mai continuăm discuția. Răspunsul meu este să găsim forma legală împreună. Forma este găsită, este conformă și nu e forma care vrea dumneavoastră. Dacă dumneata ești un om care n-ai răbdare, delegă din partea dumneavoastră, doi ești, Romea de la început. Știți, vă să vedeți, exact în aceeași situație, că dacă spuneți că nu aveți niciun interes, de 7-8 ani, stă o concesiune, tot a Romeului, neachitată, n-ați binevoit să anulați acea concesiune care produce toată de la bugetul vostru. La jurist, ce părere aveți? Eu, dacă am o părere, fac un referat. Dar eu vă întreb aici, ca să știu eu am referat. Discuțiile astea... Referat și dumneavoastră, eu nu zic să am eu dreptate sau altcineva. Doamnă, hotărârile din Consiliul Local sunt legale. Eu am semnat hotărârile din Consiliul Local. De unde am semnat în legalitate. Prefectura nu le-a respins. Da, dar atunci și mai discutăm. Nu spun ea în hotărâri. Mai citiți legea, domnul primar, sunteți cât din afară, continuăm discuția. Vă rog, domnilor consilieri, subiectul încheiem aici, deja vă ducem la nesfârșit. Dacă domnul nu vrea să aplice hotărârile Consiliului Local, ba da. Să aplice hotărârile cui vrea. Ba da, chiar declar ședința închisă din acest moment și ca să mai...